Bună seara, bună seara! Bine v-am Bună seara! Bună seara, fetele! Bună, Așa, Viole! haideți să dăm un share la link, nu? Da. Pe Facebook, ca să se alăture și celelalte fete. Ia să vedem câte suntem. Astăzi, la ceai, cafea. Să distribui și eu. Da, păi asta să vadă toată lumea. Dar știi că mie nu mi-apare butonul acela de distribuire. Nu știu, eu am copiat link-ul și cred că a mers. Așa. Dar nu știu dacă se vede ceva. Da, se vede. Bună! Vezi comentariile în partea dreaptă. Bună, Laura! Gata, Bună! au venit toate fetele. Bună seara! Bună, Alexandra, Cristina! Bună Și doamna seara! aceasta este, uite, este și Gina. Este și Gina, da, bună Gina, știu că ești la muncă. Vă invităm în seara asta la un. Eu am ciocolată caldă, nu știu Claudia ce are acolo. A, avem și aceleași căni, e super! Ciocolată caldă. Și Super! Sofie? Are și Super! Sofie un ceai? Așa. Eu, de fapt, am mocacino, am descoperit ăsta de la. Stai un pic să-l arăt, de la Festa. E foarte bun. Deci, Super. chiar e bun. Eu nu Bună! puteam. Bună! Eu zic că e foarte bine să începem anul cu o urare, pentru că au trecut sărbătorile și nu v-am urat, fetelor. Nu v-am urat. V-am urat de toate, dar urături, așa cum se cuvine, nu v-am făcut. Așa că, aho, aho, copii și frați, stați un pic și nu plecați. Lângă laptopuri, telefoane, tablete, vă adunați și cuvântul ne ascultați. Fie anul care vine să ne aducă numai bine. Tricotați și croșetați, să munciți, dar relaxați. Noi venim cu idei multe, eu, Claudia și celelalte fete. Ajutăm cu ce putem, explicăm, scriem, filmăm. Voi aveți de dat un like, poate o mică distribuire și un comentariu mic, nu strică acolo la psaltire. Altă rimă nu găsesc, așa că asta o șeruiesc. Cât de grea, eu tot cu Andreaua mea, iar domnița Popliceanu e expertă în croșetă, face niște semne de carte geniale, e expertă. Noi venim cu un îndemn, hai cu noi să ne distrăm. Viață veselă să avem, croșetăm și tricotăm, încă o dată la mulți ani, multe fire și mulți bani! Deci, așa că deschidem această sesiune cu poezii. Deci așa o Talentul. să... Da, share-uri, like-uri și Mi-au ce dat la gândire. comentarii așteptăm cât mai multe. Bună tuturor! Haideți că s-au adunat fete. Câte ne apar acolo? 54 la mine, Perfect. dar nu este timp, are o întârziere de 5 minute. Ca să Suntem la o comentariu la fel. gașcă veselă astăzi. Bun, despre, da, o să avem un an cu proiecte frumoase, păi, și dacă tot am deschis subiectul cu proiectele, hai, Claudia, zine ce faci, zine, zine cu ce te ocupi. De o săptămână și ceva, nu mă pot opri din a crea. Vezi că am început și eu ca tine. Așa. Aceste semne de carte. Da, le-am văzut pe YouTube, sunt superbe. Am publicat, cred că în fiecare zi, am început de sâmbătă trecută. Sunt deja 7 episoade și voi continua. Am filmat încă 5, nu le-am editat pentru că presupune foarte multă muncă. În primul rând să creezi schema, apoi să filmezi și să editezi, tu știi cel mai bine. Normal. Normal, normal. Și Stai că încerc să share-uiesc playlist-ul tău acum. A, acesta este buchetul tău, pentru că datorită ție a ieșit așa ceva. da, e superb, superb. N-am apucat încă să-ți văd toate videoclipurile, dar neapărat o să le urmăresc. Neapărat și vă îndemn și pe voi să faceți asta. Neapărat. Că sunt superbe. Dar oricum multe fete, să știi că mi-au scris și mie că au lucrat Da, semnele am tale. văzut foarte multe poze, da. Chiar am văzut. Haide că-i dau și eu un share la
Stai că avem reclame aici și le lăsăm să meargă. Da. Pentru că așa e frumos. Să dau un share aici în comentarii, fetelor. Deci cine vrea, eu încerc să scriu acum. Cine vrea să se... Bună, Florin, Otilia, doamna Nela, Petruța, wow, câte persoane au intrat. Elena Toma, frumos, așa să fie pentru toate hărnicuțele. Da. Minunate. Adriana, bună seara, Mihaela. Foarte repede merg la mine comentariile. Nu știu. La mine, eu încerc să postez, dar nu mi-apare aici. Nu reușesc să postez link-ul tău. Bravo, da. Fetele! Vesele, frumoase și hărnicuțe. Mulțumim frumos! Da, mulțumim! O să intru eu dacă nu reușești. Uite, o să intru. Da, nu știu de ce mi-a dispărut căsuța asta de a lăsa comentarii aici. Nu imediat. Am. Ia, că am copiat link-ul, dar nu reușesc să îl scriu. Imediat se rezolvă. Așa. Că e păcat ca să vadă și fetele, că e chiar o serie foarte, foarte frumoasă asta cu semnele de carte. Și o idee foarte bună, cum ai zis și tu, pentru cadouri de mărțișor. Deci o să fie genial. Să vă arăt ce am făcut. Uite, gata, am reușit eu. Deci am dat acum share la playlist. Ah, super. Acolo sunt toate episoadele. Apropo de mărțișor. Știi, aș vrea anul acesta să fac niște mărțișoare mai speciale, să fie folosite tot timpul anului și nu numai de 1 martie, 8 martie, în luna martie. Și uite, m-am gândit. Să știi că e o idee foarte bună. Uite, vezi, exact așa o să le aranjez, o să croșetez lăcrămioare, asta este firul de la levănțică, adică nu trebuie făcut neapărat semn de carte. Putem să luăm floricica și să le strângem așa într-un buchețel și punem firul acesta de mărțișor. Mă, dar tu știi că florile astea ale tale merg aplicate și pe produsele tricotate? Știu. Că deci, eu acum, cred că o să fac și eu niște levănțică și le-aș coase pe un pulover așa. Uite. Ar arăta super. Da. Deci chiar... Mă întrebau fetele, ca să nu uit, ce fire am folosit. Eu am specificat la începutul tutorialelor, însă la două am uitat să mai spun. Eu am de la tine, știi că mi-ai trimis tu anul trecut? Da. Deci eu am folosit Bela de la Alize, bumbacul, da? Ca și croșetă 1,6 2 mm, depinde fiecare ce tensiune are și vreau să mai arăt. Stai că eu le am pe aici dosite în căsuța mea. Da. Așa, și Diva am folosit. Uite, le-am făcut Diva nu le-am este. Făcut mașina de bobinat. Când mi-ai trimis mașina aia, eu am bobinat toate firele din casă, dacă îți vine să crezi așa ceva. Foarte bine. Auzi, dar din divan nu ies foarte groase? Nu. Uite, sunt arăt că... Okay? Da, sunt foarte ok. Stai să mă elibere să dau jos. Pune tu, Sofia, astea. Uite, să-ți arăt. Fetele deci, au lucrat lăcrămioare, au lucrat levănțica. Au lucrat da. Eu. Deci levănțica este cu diva, da? Uite cât e de finuț. Secretul este ca aceste semne să fie apretate. Înțelegi? În momentul în care îl pui în apretul ăla lichid sau dai cu fixativ de păr. Asta am probat că este. Și sunt foarte ok. Uite, am mai făcut. Iar ăsta, da, este tot cu diva. Stai așa cum să-l țin. Superbe culorile. Ah, de asta mi-au cerut mie doamnele Diva Move. Așa, ce mă întreabă tot de Diva Move, dar eu dacă n-am apucat să văd videoclipurile tale, nu știam ce ai făcut acolo. Uite, și primul semn l-am făcut cu Bela. Dar mi se părea că am șters, știi? Și pe urmă am folosit Diva. Este o diferență. E frumos și lilaul ăla, să știi. Da, este. Foarte frumos, da. Da, la lăcrămioară am folosit Bela. Super. Bună seara, Alisa. Da, urmărim și noi, adică și eu și Claudia, urmărim și live-urile tale, să știi, Alisa. Bună. A, și doamna Cea Câru de la Craiova, am vorbit azi cu ea la telefon. Da. Să fie un an plin de succese și de realizări pentru toată lumea, că eu oricum sunt sigură că anul 2021 o să fie excepțional.
O să fie excepțional, pentru că trebuie. Pentru că trebuie. Deci tu ești cu semnele de carte. Păi și pentru ce planuri ai tu pentru 2021? Aici. Deci am sunt la apretat astea. Superbe, dar le fixezi tu cu acu, nu? Da, cu acu. Și ai un asta e o pânză sau este? Este o plută. Am dat 2 lei pe ea dintr-un magazin în Hornbach, găsești în Dedeman, orice magazin de materiale de construcții. Da, și fixe de acolo. Eu arăt în tutoriale, o să vezi că ai spus că o să vizitezi în weekend. Weekendul ăsta vreau să le văd pe toate, că sunt super pe și vreau să le iau la rând. Că eu așa fac, eu nu mă uit și după aia mă uit la toate odată. Le văd pe toate odată, grămadă așa. Foarte frumos, foarte frumos. Păi și continui și cu seria, cu modele croșetate? Da, o să continui cu seria asta, cu semnele de carte. Mai sunt câteva flori pe care vreau să le croșetez. Am alte 5 episoade, ți-am zis, filmate, dar trebuie să editez. Vreau să continui seria aceea de care spuneam și ție, seria 100 de modele de croșetat, pentru că deja sunt 37 de videoclipuri și au fost foarte apreciate. Și uite, da, utile, sunt utile. Deja mi-am desenat o parte, nu știu cum să vede, dar nici nu vreau să se vadă că nu a apărut încă. Da? Ăsta este eșantionul lucrat și aici este schema creată de mine, care implică, așa cum știi și tu, foarte multă muncă. Da? Și am filmat 3 episoade, trebuie să editez. Da? Ia, nici mie nu-mi place să editez, vai de mine, nu-mi place deloc. Da. Deci am ajuns cu seria asta la episodul 37 și va avea 100 de episoade. Sper. Cred că o să mă inspir de la tine. Uite că mi-a adus aminte acum că Gina a lăsat un comentariu că doamna Claudia mi-e dor de croșetă. Mă, să știi că și eu nu știu ce. Na, eu am lucrat la schema tricotată și mi-am adus aminte că am în garderobă bluza asta pe care o port de o căpiez. Eu am tutorial cu raglan pe ea. Cu raglan, cum se face raglanul croșetat. Și mă gândeam să-mi fac una identică, pentru că am și un fir aproape identic, ăsta roz, are aceeași compoziție cu ăsta pe care l-am folosit eu aici. Da, și mă gândeam să-mi repet modelul și după aia mi-am dat seama, mă, dar de ce să fac eu aceleași frunze, că poate aș face altceva și cred că o să mă uit eu la tine ce ai tu prin modelele tale. Sau știi din ce pot să te inspir? Din unde le-am? Cărțile care au venit, cărțile acelea au venit și dispar ca pâinea caldă, că nici n-am apucat să le postez. Eu n-am apucat să le postez pe Facebook. Pe asta am și eu și mai am aceea cu rozete. Eu mai am de răspuns încă la... Am terminat cu mesajele din decembrie abia. Și acum sunt la cele din ianuarie. Și n-am apucat să mă ocup de postări pe Facebook, că mă întreabă fetele de firele astea, Bela și Miss, cu care mai lucrezi tu, semnele de carte și Diva, dar n-am apucat să le postez și am pe stoc toate culorile, adică nu e... Dar n-am apucat. Am zis că le dau gata. Weekendul ăsta muncesc și o să încerc să încarc tot ce... Și să refacem și seturile cu jucării, că e cerere pe ele, Claudia, e cerere mare. Și trebuie să le refacem și pe acelea. Acolo munca e la tine. Acolo da, e să ies eu din carantină, că trebuie să mă duc să mai caut cutii mișto. Și imediat spune-le fetelor să nu-și facă probleme, că ai fost plecată, să nu zică că ești bolnăvioară. Nu, n-am nicio problemă, nu, doar e vorba de legislație, de legal, trebuie să stai 2 săptămâni dacă ai fost în zonă cu risc. Dar nu am... Da, uite, spune Gina că nu găsește un model pentru cotton gold fine. Păi, da. Fine, orice model croșetat. Uite-te la Claudia pe canal, care are foarte multe. El merge foarte bine la croșetă, firul că e subțirel. Dar merge și la Andrele. La Andrele eu am fustă maxi din fir similar de la Yarnard. Se foarte bine. Modelul ăsta încă nu am filmat, însă modelul ăsta merge la... frumos. Nu știu dacă se vede foarte bine. Da. Dar vezi că eu vreau, da, bine, îl adaptez eu, că mă pricep să-l fac raglan de sus. Da. Să nu... Mie nu-mi place să cos părțile, nu suport. Dar este foarte simplu. Da. Uite. Da, uite. Și asta când îl faci? Când îl filmezi? Am început să filmez. Da. Că vreau
ăsta ți-l iau eu, ți-l fur neapărat. Uite, mai am aici un proiect. Ăsta este cu firul pe care l-am făcut tu cadou. A, da, 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 că mi-ai zis tu că te-ai apucat de lucru ceva. Diva Ombre Batic. Da? Nu știu dacă se vede. Deci este fenomenal. Începe cu un gri mai închis și continuă cu un... Da. Așa. Este super. Am început foarte multe proiecte. Ar trebui să mă clonez să le termin. Păi eu vreau să văd cum îți iese ție bluza asta, că și eu mă gândeam să mă apuc de un ombre din ăsta. Și aștept. Te aștept pe tine să văd cum iese. A, că nu vrea cu găuri. Păi Gina... Vrea mai caut. Uite, promit că o să caut un model. Ia uite ce te întreabă Cristina, unde este Fifi? A fugit. Sunt și modele pline de croșetat. Sunt și modele pline, din câte știu eu, care nu, adică sunt cu piciorușe mai multe simple, tu știi, Claudia. Da, sunt foarte multe modele. Uite, o să-mi fac timp și o să caut. Da. Că eu știu că sunt unele, că și eu la un moment dat căutam un model mai plin și l-am găsit printr-o carte din astea și l-am folosit la bluza mea neagră. Am avut făcut o bluziță neagră și știu că am luat din cartea asta un model destul de plin pentru cine vrea. Uite-mă, Sofie, lucrează la păturică, da? De-aia este cu mințica aici lângă mine, lucrează în continuare. Ai, super, dar cât de mare vrei să o faci? Că lucrezi foarte la ea. Foarte mare. Foarte mare? Da. Da, și va trebui să ne mai trimiți cotton gold, pentru că nu cred că îi ajunge ce are. Păi, cotton gold la mine s-a cam terminat tot, pentru că e fir de primăvară, vară și n-a venit, dar am făcut comandă și de cotton gold clasic, normal, și de cotton gold. Și acum depind, aștept de fabrică. Dacă fabrica îmi trimite, că am comandat toate culorile pe care să mi le trimită. Și cam durează cam 2 săptămâni, așa că în 2 săptămâni o să vină toată gama de cotton gold. Că știu că e cerere mare pe el. Da. Dacă, doamna Nela, dacă am umplutură pentru jucării, da, o vând și separat pentru cine dorește. Scrieți-mi pe Facebook și vă vând și separat. A venit umplutura până la urmă, fetele știu. Păi, a venit, dar s-a și terminat, iar trebuie să fac comandă. Că a fost nebunie cu seturile în decembrie și am consumat aproape pe toate. Dar a venit asta, ultima chiar a fost super bună, eu nu m-am așteptat. Și cred că acum o să înceapă vânzarea la Isadora, la iepuraș. Păi au început deja cu iepurașii, da, pentru că vine Paștele, normal. Exact. Și da, nu e doar pentru Paște, mă. Jucăriile astea sunt așa de versatile, că nu trebuie neapărat. Mie mi-a scris o doamnă că, nu mai știu, cred că din altă țară, de prin America, îmi scrie că ea vrea toate seturile de jucării, nu contează, că ea nu crede că ele sunt neapărat pentru Crăciun. Că, na. Bineînțeles, o jucărie este binevenită oricând. Dar când am apucat noi de seturile? De mult. De foarte mult timp, cred că era vară, da? Când am vorbit. Da, cred că prin august, dacă nu mă înșel, am început să lucrăm la ele. Așa, da. Și atunci spuneam că eu lucrez ca să fac și cadou. E, uite, de atunci lucrând, n-am reușit nici până în prezent să fac cadou la toată lumea. Și am început acum pentru mărțișor, da? Deci niciodată nu ai timp suficient ca să le faci pe toate. Am zis, pentru Crăciunul viitor, din vară încep. Ca să fiu, știi, da, că da, da, să știi. Te aglomerezi atunci. Și eu am muncit foarte mult în decembrie, că m-am trezit ca să fac cadouri. Și m-am apucat târziu, că ce m-am apucat la începutul decembrie, că tot am lăsat octombrie, noiembrie și tot n-am reușit. Am mai făcut acum în ianuarie și am mai dat prestanțele. Da. N-am apucat. Fire ribbon, doamna Laura Emilia Panglică, tip panglică pentru genți. Nu știu dacă o să aduc momentan, pentru că nu e cerere atât de mare pe ele și nu știu dacă se merită să aduc și sunt și foarte grele. O să mă gândesc, da. Să mai citim din comentarii, uite, acum pot să derulez. Da. Doamna Elena Popescu ne scrie: bună seara, am fost afară la zăpadă, peisaj de poveste. Unde este peisajul de poveste în București? Este tare urât. Unde locuiți? Bună seara, Mihaela, Mihaela Marin, Handmade Crochet. Am început levănțica, foarte bine. Da, am văzut că fetele au scris și lăcrămearele și... Da.
Elena ne scrie: bună seara, fetelor, vă urmăresc cu drag, vă sărut și vă doresc un an cu multe realizări pe toate planurile. Să fie, să fie la toată lumea și sănătate în primul rând să fie, că asta e important. Uite ce scrie Mihaela Ioniță, că bună seara, doamnelor, am croșetat și eu semnul de carte și oricel și din păcate mi l-a furat motanelul meu. Păi mai faceți, doamnă, încă unul. Care-i problema? Ia uite cum sunt aici. Da, și eu l-am pe noptieră pe al meu, cel de la... Sau l-am adus aici? A, nu, l-am adus aici ca să l-am în cadru. Că și eu m-am apucat de citit, că nu știu, în anul 2020 n-am apucat, cu toate că s-a zis că a fost cu pandemie, cu carantină, nu știu, noi am muncit așa mult la seturi și la astea că n-am mai avut timp de citit și de astea, de alte chestii. Exact. Da. Am rămas în urmă, lasă că recuperăm. Să știi că și eu am o poftă, citesc în fiecare seară. Am cumpărat foarte multe cărți acum în decembrie și chiar mi-am propus să ajunge atâta tricotat, că na, ajunge. Ca și planuri, eu am spus și în live-ul de pe care l-am făcut eu acum luni sau când l-am făcut, nici nu mai știu, că anul ăsta vreau și eu să fac mai multe scheme din astea scrise. Am zis și la fete, și asta este prima pe anul ăsta, da, deci ai, da, specialitate, deci e super mișto, da. Și aici e un model de frunze foarte frumos pe față, foarte frumos. Și asta vreau să mă concentrez pe scheme scrise, pentru că am văzut că e nevoie și te sfătuiesc și pe tine, Claudia. De fapt, tu știu că faci deja foarte multe scheme și eu cred că, uite, n-am anunțat-o pe Claudia încă, am vorbit noi așa în mare, dar eu mă gândesc că pentru cine vrea să le dăm și schemele separat, în afară de seturi. Dacă tu ești de acord. La jucării te referi? Da, la jucării. Să le dăm. Știi ce se întâmplă? Sunt fete care sunt în străinătate și e mai greu să le trimiți colete cu tot pachetul, știi? Da. Și își doresc doar schemele și atunci mă gândesc că poate, dacă ești tu de acord, să le trimitem doar schemele. Bineînțeles. Da, le trimitem ca să fie mai simplu. Da. Te întreabă la ce preț ai Cotton Gold în magazin tu? 11 lei este Cotton Gold și 12 lei Cotton Gold Batik. Da. Nu e foarte, e foarte ieftin, dar... Nu știu, eu astăzi am observat ultimele facturi și am impresia fetelor că au crescut prețurile. Încă n-am făcut calculele așa. Mai mult ca sigur, Violet, mai mult ca sigur. Tu n-ai observat când te duci în magazin tot? Și am observat astăzi la poștă. Iar au crescut tarifele la poștă. Și au crescut foarte mult. Eu am trimis colete cu 14 lei până acum și astăzi tot ce am facturat a fost 18-20, mi s-a părut ciudat. Deci e clar că au crescut prețurile. Așa că o să revizuiesc și asta în curând. Că... Na. Bună seara din Viile, Satul Mare, Ana Maria Mago, și bună seara! A, Cristina Cojocaru zice că pregătești locul pentru încă o jucărie? Care loc? A, care loc? Mai vine o jucărie. Claudia, ai o surpriză pentru mine? Înainte de Crăciun am croșetat în direct cu Cristina și am făcut mai unicornul candy. Da. Continuăm aceste live-uri pentru că au prins foarte bine și se vor adăuga și alți copii, ceea ce îmi bucură enorm. Și o să începem, o să stabilesc cu Cristina, n-am apucat, iartă-mă iubire, să te sun, pentru că am fost atât de ocupată, vă dați seama, în fiecare zi am filmat pe lângă și alt job și editează copil, mâncare, spălat și așa mai departe, deci dacă aș putea să mă plănesc. Da, și încă nu am reușit să pun totul la punct cu Cristina, însă vom continua acele live-uri și o să facem ceva foarte frumos, mai ales acum că vine și mărțișorul. Vom realiza ceva super drăguț, dar nu vă spunem deocamdată. Lasă să fie surpriză. Trebuie să stabilesc cu Cristina. Am zis că cel mai bine sâmbătă, când sunt toți copilașii acasă, nu au școală și sunt și ei odihniți, relaxați. Și detaliile le voi stabili cu tine, Cristina. Ana Maria Mago, și când apare schema la roche? La care roche? Rochea Eva o am de un an de zile deja postată, schema. O să o republic zilele astea pe Facebook. Apropo, fetele, am primit Lana Gold Fine, toate culorile, și au venit culori noi pe 2021 și sunt superbe. Mâine vă rog să urmăriți pagina de Facebook, cine e interesat de Lana Gold Fine.
Le încarci în Le încarc în albume, da. Și o să încerc și cu semnele de carte, că m-au întrebat fetele că au nevoie de Bela și o să mă ocup și de Bela mâine. Păi, toată lumea îmi scria mie și eu le spuneam. Păi, da, și eu am primit după aia mesaje că doamna Claudia m-a trimis la dumneavoastră. Bine, da. Și bă, da, e multă muncă în perioada asta. Eu am zis că o iau așa mai light, dar m-am întors și gata, direct am început. Hai să facem seturile din nou, să completăm stocurile cu fire, să aducem chestii noi, plus că noi mai lucrăm cu Claudia la proiecte despre care nu putem să vă spunem, dar o să fie ceva wow. Vom continua cu jucăriile, însă vom avea și alte surprize. O să aflați atunci, la a fost și surpriză și pentru mine că Claudia nu a ținut secret până în ultimul moment, dar a fost o surpriză care m-a lăsat mască. Da, Cristina, am primit colețelul tău astăzi la poștă, a ajuns la poștă, numai că eu n-am apucat să ridic și ridic luni dimineață și îți promit că după ce termin cu trimisul pachetelor o să fac live. O să fac live pe Facebook luni, da. Și cred că o să vă mai fac eu niște live-uri și o să vă arăt firele filmate. Ca să le vedeți, că am văzut că vă place să le vedeți filmate și o să vă arăt ce am pe stoc și de la Bela pentru semne de carte și așa. Așa că... O felicită pe Sofie. Uite, Daniela scrie, ce fetiță hărnicuță, da, normal. Și stimă pentru tot ce faceți, da? Bineînțeles, am fetiță aici, da, hărnicuță. Dar cine te-a învățat, Sofie, să croșetezi? Vecina. Cine te-a învățat să croșetezi? Și tu acum zici, tati, tati. Tati. Bună seara, Eugenia Stan, bună seara, Daniela Nițu, bună seara, Iuliana Patriche, dacă citesc eu bine. Da. Da, bună seara. Live cu fire. Facem și live cu fire. Facem de toate, timp să avem. Timp să avem și energie și sănătate. Asta este important. Exact. Ia uite ce zice Gina, așa mama, așa fică. Păi da, ce, sare de parte așchea de buturugă? Păi cum să nu? A, da, da. A, ok, că Ana Maria spune că confundat, exact. Raglan. Nu, 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 ăsta urmează. Mai am să-i fac poze și gata, o să fie schema zilele astea. O să vă arăt și schema asta și o să vorbesc și cu Claudia și o să postez și schemele pentru jucăriile ei, cine vrea doar schemele. O să postăm toate schemele, o să fac eu un album pe Facebook doar cu scheme. Și acolo o să încărcăm și o să o rog eu pe Claudia, că mai am eu o rugăminte la ea, dar nu vă spunem, cu o schemă foarte mișto. Doar că trebuie făcută la croșetă și eu nu mă bag. Ea știe să explice la croșetă, eu nu știu să explic. Eu dacă îmi desenează, ea îmi dă așa, eu după desen fac. Da. Ce proiecte mai ai în lucru, Violet? Păi, sincer, știi ce am făcut acum? Eu am lucrat în vlogmasurile din decembrie. Mi-am început să fac o rochiță de casă din coton gol, din resturi. Și ce am pățit? Că m-am grăbit și a fost așa și n-am calculat foarte bine. Și a ieșit cam mică rochia. A ieșit mică, de un S, cu toate că eu calculasem pentru M. Și acum m-am apucat că mai aveam resturi, că mai aveam pentru o rochie și m-am apucat să fac încă una. Deci așa, mare. Credeam că o deșir, Doamne ferește. O deșir, prefer să o fac cadou cuiva decât o deșir. Așa că cine, fetelor, cine a ieșit și scurtuță, așa e rochiță de casă. Cine vrea, eu o trimit cadou, o să vă arăt. E mărimea S. Dar chiar hai că o aduc, dacă mă așteptați. Adu. O aduc ca să vă arăt. Eu o să-ți mai citesc din comentarii. Da. Gina, bună seara, fetelor drăguțelor, sunteți niște scumpe. Eu nu știu să croșetez și mi se pare ca limba chineză. M-am uitat pe tutorialul cu Levănțica, poate reușesc să învăț și eu ce e mai ușor. Imposibil să nu reușiți, imposibil. Vedeți că pe canalul meu aveți un playlist utile în croșetat și aveți acolo tutoriale pentru începători. Cum se face ochiul de lanț, piciorușul simplu, piciorușul dublu. Dacă fetița mea de 10 ani a învățat să croșeteze, imposibil să nu reușiți și dumneavoastră. Gata, am revenit. Da, păi învață, copiii sunt foarte ageri la minte și prind repede. Uite, te întreabă Gini, cardiganul cu paiete l-ai terminat? Acela roșu, cred că l-ai terminat. Deci eu săptămâna asta n-am tricotat nimic, de când am terminat anul ăsta, de fapt n-am tricotat nimic.
că n-am apucat. Haideți să vă arăt cum e și rochița. Super! Wow, dar e lungă! Nu, e scurtuță. Sau cel puțin pentru S. Dar pentru că mie este mică, eu am și spălat-o, am și călcat-o deja, o fac cadou. Cine poartă mărimea S? Da? Scrieți aici. Eu. Da, cine poartă mărimea E, să-mi zică și o trimit prin poștă. Nici o poartă de o trimit cadou. Pentru că nu, eu nu o s-o port și n-are sens. Și deja prietenele mele care sunt cu de mărimea S sunt tricotate din cap până în picioare și din picioare până la cap. Și numai Alexandra Mirun, eu port. Alexandra, lasă-mi, te rog, adresa în privat pe Facebook. Nu am ceva să zic. Ați judecat! Că ai fost prima care a zis. Dacă vrei o rochiță de casă din Cotton Gold, ți-o trimit cu mare drag cadou de, nu știu, de dragobete. Dragobete, exact. De dragobete. Da, Alexandra, te rog eu mult, scrie-mi adresa ta pe un mesaj privat pe Facebook și, da, Violete Happy Needles. Și îți trimit rochița cu cel mai mare drag. Dar sper că ești din România. Da? Hai. Hai, că a scris Alexandra. Bine, eu te-am judecat. Mă, dar știi ce mă gândesc? Că eu am, apropo de asta, că urmează să fac seria cu haine tricotate, cu garderoba mea. Așa. Și mă gândeam eu așa că poate să mai dau din ele, că eu am deja foarte multe și eu vă spun sincer că eu le-am îmbrăcat poate odată. Dacă îți deschizi șifonierul ca să vezi ce e la mine, știi? Deci e... Gândeam că da, cred că aș putea. O să văd exact, o să fac o revizuire așa a ce mai am și ce într-o stare bună, cu toate că ele sunt toate într-o stare bună, că eu lucrez atât de mult că am șifonierul plin și... Eu nu am reușit să port tot ce am lucrat. Păi nici eu și aș vrea să le mai să le fac cadou. Da, care nu... Da. Că îmi tot vin alte idei, și... Uite, te întreabă Gina, Viu, ai postat culorile noi la Lana Gold Fine? Mâine, Gina. Mâine, da. Să da, fac concurs? Nu fac concurs, pentru că trebuie să hainele trebuie să vină persoane respective. Exact. Adică e foarte greu. Ce aș face? Ce folos că e cineva care poartă mărimea S și se câștige o haină mărimea L? La ce o să folosească? Adică vreau să le dau cuiva care într-adevăr o să le poarte, nu să așa pe concursuri. Da. Așa că nu e nicio problemă. Oricum, Gina, eu știu că și tu ești mărimea S. Că eu la tine mă gândeam, dar dacă a zis Alexandra prima, asta e, lasă că ne descurcăm noi și cu tine. Că tu am văzut, Gina a lucrat un pullover acum demențial după tutorialul meu și mi-a trimis poze zilele astea. Ce tu? Cristina, tu ce vrei? Zic că îți fac ce vrei. Îți fac ce vrei. Da. Aspre M, Gina. Da, păi nu știu de ce. Eu cred că el un pic s-a și știi ce am făcut? Eu l-am spălat în mașină. Și s-ar putea să se grade. Câte grade l-ai spălat? 30 de grade, dar fiind bumbac s-ar putea totuși să fie intrat la apă, cu toate că de obicei Cotton Gold nu intră la apă absolut deloc. Asta e ideea, că eu am foarte multe lucrate, inclusiv, uite, da, da, să fi intrat. Pe care o port acum e tot cu Cotton Gold. Și am multe lucrate, dar nu au intrat la apă. Păi nu, dar și eu am grăbit și cred că n-am calculat bine numărul de ochiuri. Se mai întâmplă și mi-a ieșit mică. Adică mie îmi vine, dar totuși nu mă simt eu așa cum ar trebui. Și mai bine o dau cuiva decât să o țin, că eu mă gândeam să o țin în garderobă până la primăvară, că slăbesc, că chichirichi, până slăbesc eu mai fac 7 rochi. Ai făcut o persoană fericită. Foarte bine. E foarte bine, măcar cineva să fie fericit pe lumea asta. S-a apucat să citesc un comentariu de la Tabela. Bună seara, un an bun, cu lucruri cât mai frumoase și multe realizări, mulțumim la fel. Și doamna Nela, uite, pentru tine este, poate ne arăți și fire în degrade dacă ai batic? Păi este, Angora Gold Batic este postat la mine pe Facebook și se pare că s-ar putea fabrica să relanseze Real 40 Batic, care a fost sistat o perioadă și nu l-am avut deloc pe stoc, dar că s-ar putea să înceapă din nou producția pentru el.
Sunt pandemia asta că am dat peste cap foarte multe lucruri, foarte, foarte multe lucruri. Da. Așa este. Și marfa vine din ce în ce mai greu și acum din ce se anunță iar o să fie o mică nebunie în primăvara asta. Da, eu sper că o să treceți. A, uite că spune că să facem shop my closet. Ia, Claudia, nu vrei să facem un shop my closet? Facem. Îmi pun laptopul undeva aici, sus, și să vedem direct în șifonier. Vedem ce facem cu bănuții. Că uite, eu, de exemplu, acum am nevoie urgent să-mi cumpăr lumini, pentru că nu am lumini. Și chiar aș avea nevoie de niște bănuți. Uite, e bună ideea asta. Adică să investesc tot în canal, pentru că aș avea nevoie de lumini. Și mă uit că iarna e foarte greu să filmez tutoriale, nu știu cum, dar cred că și la tine e la fel, Claudia. Foarte greu. Gândește-te că o am dat lavabil, da, am dat, camera mea este albă, lumină da. Foarte, foarte puternică. Și ai văzut câte, mai ales zilele astea, a fost foarte întunecat, 2 ore am putut să filmez. Foarte da. Dificil da. Eu am lumini, dar nu prea am spațiu să le pun. Am lumini de la studiou fotoprofesionale, dar n-aș avea unde să le pun. Ar trebui să am o cameră goală. Eu am zis că poate măcar una să-mi iau pentru tutoriale din asta gen cerc, așa. Sunt unele în formă de cerc și pui telefonul în mijloc sau ceva de genul ăsta. Bună. Da. Da. Ceva da? De genul ăsta, da. Dar da, cred că trebuie să fac un shop my closet ca să-mi cumpăr lumini. Să-mi iau lumini. Știi, mai ales dacă filmezi, te ajută foarte mult. Este da, păi asta e. Îmi spune Ana Maria că din Yarnart Flowers Merino ai lucrat. Când să lucrez, doamna Ana Maria? Că n-am apucat nici să respir, credeți-mă. Eu toată vacanța am făcut, am lucrat la schema asta. Că râdea taică meu de mine, zice, nu? Da, am făcut și deci a fost, fiecare a fost prelucrată și modificată ca să fie adaptată pentru asta și a fost perfecționată de fiecare dată. Adică ultima variantă, eu zic că a ieșit perfect. Mie cel puțin îmi place foarte mult cum a venit raglanul ăsta. Eu nu știu cum l-am calculat, că și eu am rămas șocată cum l-am calculat să iasă aici rotundul perfect. Da, super, super, dar îmi place foarte mult spune modelul. Da. Foarte mult. Da, frunzele astea sunt superbe și o să le mai folosesc eu și în alte proiecte. E un model pe care tot așa, eu, cum ai făcut și tu, eu am găsit o schemă pe net și am modificat-o. Am da. Modificat-o ca să se așeze frumos pe plover. Că schemele toate trebuie adaptate și eu, e o muncă destul de grea. Eu mult am la croșetat, nici nu vreau să-mi imaginez ce e acolo, că acolo mi se pare ieroglife japoneze. Deci crede-mă că am lucrat la o schemă 4 zile și nu sunt nici acum mulțumită. Îți dai seama? Deci 4 zile să muncești și să nu fii mulțumit, dar până nu mi-e să la perfecție nu mă lasă. Da, păi și eu la frunzele astea le-am făcut și am desfăcut de nu știu câte ori ca să iasă perfect. Uite, și... ne spune Alexandra frumosul, vai, e super să tricotez cu voi. Ne bucurăm foarte mult. Păi, ce face Alexandra? Tot cu păturica? Păturele? Sau că ziceai că te apuci de altceva, parcă așa mi-ai scris la un moment dat. Că ai zis că treci pe altă, parcă așa am înțeles, că o să mai faci și alte chestii. Uite, Sofi, te salută Cristina, zice, salut Sofi, te îmbrățișez cu drag, hărnicuță mică, pupici. Mulțumesc. Da. Așa. Unde se fabrică firul alize? În Turcia. Da. Iar în alize în Turcia. E în Turcia, doar că, da, Turcia, nefiind în Uniunea Europeană, într-adevăr, nu livrează în toate țările, că nu se poate. Mai ales cu situația actuală, cred că o să avem niște surprize. Trebuie să ne aprovizionăm destul de bine. Da, am început să vină din ce în ce mai mult. Eu comand 20 de culori, vin 6 sau vin... E o problemă și se anunță o perioadă destul de... Cel puțin știu că ultima tranșă de marfă care mi-a venit a întârziat foarte, foarte mult și am fost anunțată din vamă că următoarele tranșe o să întârzie și mai mult. Așa că... Da. N-avem ce să... Guler mare, pătrat, cum se purta odată? Păi dacă se purta odată, dacă modul
Guler pătrat. Seama, guler mare pătrat, chiar nu. Eu am un guler. Uite, o să vi-l arăt acum. Ia. Sofi. Nu știu, da. Uite, vor să vedem dacă la asta se referă. A, Alexandra, știam eu că ai ceva, că ai și o fustă pe Andrele, super. Foarte bine, bravo, Alexandra. Mă bucur. Nu este pătrat, este circular. Uite. Păi da, tu crezi că la asta se referă sau nu știu, nu. Ia să ne explicați ce fel de guler. Ce fel de guler, că nu știu. A, ce mișto e. Auzi, n-ai și tu un centimetru la îndemână, că vreau să, și eu să-mi tricotez o chestie din asta și nu știu câte lungime să fac. 74, zic că stai puțin. 74 cu sunt două, nu? 74 cu 74, cât vine? Păi asta, adică 1,50 m. Exact, ia uite ce e aici. A, păi da, că știi că mă gândeam că fac unul alb așa pentru perioada asta de iarnă și cred că asta fac zilele astea. Eu nu suport căciuli în cap, știi? Și da, când îmi pun gulerul ăsta și este și foarte, foarte gros și îmi ține de cald. Păi eu tot mă gândeam să fac ceva de genul ăsta. Așa. Doamna Florica Maxim ne spune bună seara frumoase, doamne. Așa, sper să puneți video să-l văd în reluare. Sigur, da, cred că o să apară, nu? Da. O să apară. Vă rog să intrați pe YouTube, da? Și să lăsați reclamele să meargă. Da, da, vă rugăm. Zice, cum sunt cele care se poartă acum și sunt croite din material gen dantelă? Îmi trimiteți în privat o poză și imediat o să-mi dau seama. Da, mai bine așa, că nu... Și se leagă în față cu fundiță. Da, nu știu, trimiteți poze cel mai bine, că așa să nu vorbim pe lângă subiect, să știm despre ce e vorba. Că așa... Cristina zice, eu acum croșetez o bluziță tutorial de la Violet, e tot model cu frunze. Mai să fie! Da, mi-a trimis azi poze. Mi-a trimis poze Cristina și i-am zis că iese foarte bine. Bravo, s-a apucat, a avut curaj, a trecut de la jucării la haine. Da, e talent născut. Cine are, na, are capacități din astea, normal că... Așa, doamna... A, doamna Valentina cred că trimite poze, dar ele acum în live nu se văd, să știți. Nu. O să se apară după aceea. Exact. Acum nu se văd în live. Ce, că i-am scos din... Uite aici. Doamne, cât de frumoși sunt! Știi că merg și acum de mărțitor? Uite și partea. Da, da, să știi că poți să faci cu alb și cu roșu sau chiar... Exact. De fapt, merg și așa, de ce nu? Într-adevăr, cum ziceai și tu, mai bine să faci cadouri utile pe care să le folosești tot timpul. Că mărțișorul ăla cât stai cu el în piept 2-3 zile și după aia stă undeva aruncat printr-un sertar. Și n-are sens, da, uite... Așa, noi cu semnele astea de carte îți vine să te apuci să citești, nene. Adică vrei, nu vrei? Vrei, nu vrei? Dar ce carte e acolo? Ia spune-ne, ce citești? Mi-a recomandat-o o prietenă. Și e bună cartea? Da, da, cam plângi puțin așa, dar sper că la sfârșit să râd. Am înțeles, foarte. Mă întreabă Cristina cum am început să tricotez și să croșetez. Cristina, eu am avut norocul ca în clasele primare, 1-4, noi am avut lucru manual. Și la lucru manual pe noi ne-a învățat să croșetăm. Și de tricotat, nu știu sincer de unde am învățat. La mine mama a tricotat toată copilăria mea, dar mie niciodată nu mi-a arătat. Absolut niciodată, nu știu, mi-a rămas... Nu te interesa când o vedeai așa că... Nu. Nu te atrage. La 13 ani așa am început și eu să iau de pe la ea andrele și să fac pe acolo, dar nu știu, ceva foarte intuitiv, că ea nu mi-a arătat niciodată cum să încarc ochiuri, cum să lucrez. Am învățat singură. Și după aia am descoperit YouTube-ul și pe YouTube, nene... Na. Și când ai văzut că nu sunt multe tutoriale, ai început să filmezi tu. Spune. Da, am văzut că nu erau în română, exact. Că eu le urmăream fie în engleză, fie în rusă, fie în franceză. Și da. Am văzut că în română nu prea sunt. Și am văzut, erai, când am deschis eu canalul, aveai tu canal, Claudia de la Focșani. Și doar pe voi două vă știam.
de aici, așa, care aveți mai mulți abonați, care aveți și niște videoclipuri ca lumea făcute cât de cât, adică față de ce e de restul pieței, erați mult peste. Și am zis că hai să fac. Eu nu am foarte puține tricotate. Eu nu am răbdare, recunosc pe tricote și nici nu am priceperea ta. Trebuie să, nu știu, de exemplu, ție dacă îți arăt o bluziță, tu știi imediat cum se face bluzița respectivă. Eu nu pot să fac asta la Andrele. La croșetă, da, la Andrele nu. Ei, fiecare știe cum are afinități pentru anumită. Da. Uite ce ne scrie doamna Florica, întotdeauna las reclamele să meargă, mi se pare un semn de respect pentru munca ce o depuneți pentru noi și mor când văd dislike-urile pe care le dau anumite, stai că au fugit comentariul. Anumite, dar de ce să vă deranjați? Da, știți cum e? Cum să zic, era o vorba lui Dior sau nu mai știu, sau lui Prada, care zicea că și copiatul tot e o formă de admirație și dislike-urile tot este o formă de admirație, nu e nicio problemă. Bine, eu nu înțeleg persoanele alea care se apucă și dau dislike-uri și eu mă doar postez videoclipul și în secunda 2, adică nici n-a apucat să treacă de intro și de dislike, adică de ce? Mă gândesc că, știi, nu și-a pus ochelarii, nu vede bine și a dat în dreapta în loc de să dea în stânga, ceva de genul, nu? Da, nu știu, da. Elena ne scrie, bună seara, am lucrat și eu semnul de carte, acum în seara aceasta mi-a plăcut extrem de mult, o să-l postez pe pagină, trebuie să-l apretez, mă bucur. Da, chiar foarte, foarte bine că se lucrează. Eu mă bucur foarte mult că se lucrează după tutoriale, pentru că până la urmă e o muncă pe care o facem și eu și tu și măcar să vezi că cineva într-adevăr apreciază și chiar lucrează, este foarte important. Doamna Ana Silvana zice că bună seara tuturor, multă sănătate, un an binecuvântat să fie așa. Zice că Alexandra zice că se pare că în final am cea mai frumoasă aniversare cu voi alături. Schimbarea prefixului nu e chiar așa rea. Aoleu, Alexandra, este un an! La mulți ani! Astăzi că ajunsesem la comanda ta să te anunț că a venit cartea și pot să ți-o dau când vrei. Da. Foarte bună. Dar cartea cealaltă, Violeta, stai așa să o caut. Că eu am cealaltă cu rozete, o am. A venit și aia, da. Păi de aia zic. A venit și aia. Nu, pe mine m-au întrebat unde e Sophie. Nu știu, e un haos la noi aici. Trebuie să le punem în ordine. Da, da, să fii să... Ia uite, cineva lucrează Izadora acum. Bravo! A treia deja, cică. Mirela Moldoveanu, a treia Izadora deja. Măi, de jucăriile astea, da, ceva dependență. Știi ce înseamnă să nu poți să lași croșeta? Când era Sophie la pregătitoare, a avut o perioadă, nu prea îi plăcea să se ducă. Am aflat în final de ce. În fine, eu dimineață să pot să o fac să se trezească mai repede, îți dai seama cât eram de așa, seara, după ce adormeai, făceam o jucărioară micuță și dimineața eu o puneam lângă pernă. Ia uite, mami, cine te așteaptă, ia uite cu cine te duci la școală. Deci, două săptămâni am zis că îmi cad mâinile. Dar... Păi te cred, păi să facem fiecare seară câte o jucărie. Exact. Da, da. Vai de mine. E perioada aia. E nebunie. Mi-o arată, deci asta este prima jucărie, dacă nu mă înșel. Nu știam atunci ce înseamnă să lucrez cu un fir de calitate. Apropo, nu lucrați, nu croșetați cu fire care nu sunt calitative, pentru că este munca voastră și vă bateți joc. Uite ăsta, nu știu dacă se vede cât este, ia uite-l. Da, se vede în cameră. Nu mai țin minte, este un acril foarte ieftin, da? Mai bine, eu nu suport. Este prima scârțitul ăsta de acril, mi se zgârie creierii, deci am așa o... Și nu înțeleg, nu înțeleg fetele care cumpără cele mai ieftine fire și să pierzi atâta timp, îți strici vederea, îți strici și după aia să iasă o chestie care să speli pe jos cu ea. Da, mai bine lucrezi mai puțin, tricotezi mai puțin, dar îți faci ceva. Da, exact. Pă bune, mai ales să vinzi așa ceva, îți dai seama, a spălat omul la jucăria o dată de două ori și ajunge în halul ăsta. Da, nu, mai ales pentru vânzare. Da, apropo, fetelor, dacă lucrați haine pentru vânzare, mare grijă.
Mare grijă. Nu, nu faceți rabat la calitatea firelor, calitatea accesoriilor, pentru că a doua oară omul ăla nu o să mai cumpere de la voi. În vece vecilor. Mare grijă. Și așa că umplutura, că toți suntem la jucării. Umplutura este foarte importantă pentru că copiii au diverse alergii. Și dacă tu folosești, cum am auzit odată și m-am închinat, deci a găsit o pernă veche prin casă și a desfăcut-o, da? Și a luat o vatelină dintre aceea. Ei, ideea e că acea jucărie a fost dată unui copil. Nu se face. Deci așa ceva să nu faceți niciodată. Da, dar pernele sunt pline de acarieni, de tot ce vrei, mai ales dacă au fost folosite. Exact. Este o umplutură specială, antialergenică, umplutura pe care noi am pus-o în kiturile de jucării, kiturile vândute iarna aceasta, și eu nu recomand altă umplutură. Este testată. Deci oricât ai spăla acea jucărie, revine la forma inițială. Și cel mai important este antialergenică, nu provoacă alergii. Doamne ferește să ne trezim că pățește ceva un copilaj, nu doresc așa ceva. Păi de asta că am și luat-o, ți-am zis atunci că mi se pare destul de scumpă umplutura asta, dar într-adevăr ai dreptate, păi nu poți de copil să faci. Doamna Daniela Preda ne spune că bună seara, doamna Violeta Claudia, vă îmbrățișez cu drag, multă sănătate, mulțumim. Așa, și Nela Dimachi ne mulțumește și mai așteaptă tutoriale. Urmează fetelor, stați să intrăm în ritm. Așa, Claudia e deja pe baricade acolo, face semne de carte, face și mă întreabă: tu când faci tutoriale? Mă, n-am timp acum, zic, și am atâtea chestii începute mișto și trebuie să le filmez. Urmează o surpriză pentru voi, un nou tip de raglanda. O să fie ceva deosebit, rău de tot. Rău. Muncesc la el de 2 luni de zile ca să-mi iasă calculele perfecte. Da. Deci ai atâtea tipuri de raglane încât, deci, eu nu știam că există raglane. Și nici n-am terminat încă. Am foarte multe de arătat. Foarte multe încă. Am pe listă acolo. Doamna Elena mă întrebă ziua mea. Nu, ziua mea e pe 26 mai. E ziua Alexandrei, care o urmăritoare de-a noastră de aici. Ei a murat la mulți ani. Alexandre. Dar urmează ziua Claudiei, acum în curând. Pe 21 am reținut. Ne serbăm în direct. Zici? Că... Băi, bă, poate ai și tu. Faci de fapt ce petrecere? Că acum fac, petrecere, fac petrecere și o fac cu temă, da? Pe deci, bune? Pe bune. Și petrecere online? Online și vom fi mai multe invitate, da? Nu pot să cred. Păi să ne zici din timp să ne pregătim costumație. Trebuie să mă gândesc la o temă. Cred că o să aleg o culoare, da? Ar fi perfect. Să nu fie ceva așa chiar. Păi dacă să fie ceva lucrat de mână, mă. Exact. Hai să alegem împreună o culoare. Păi nu știu că tu decizi, că e ziua ta. Tu decizi. Te gândești la o culoare și ne zici. Da. Da, ne zici. Uite, ne spune Gina și ustensilele contează. Păi eu știu și de la Claudia că tu îmi spuneai parcă la început ai început să lucrezi jucăriile cu croșete din alea metalice, nu? Și după aia ai descoperit alea cu miner de silicon. Da. Și că știu că mi-ai povestit și ți-ai dat seama cât de mult te ajută la jucării să... Uite, aici le am. Da. Crimă și pedeapsă, să lucrez cu... Bai, dar te sparge aici în palmă. Aveam bășici. Deci păi crimă și pedeapsă. Și când am văzut acele croșete, mi se pare că ai și tu în magazin acelea cu silicon. E ca și cum schimba trabantul cu un BMW ultimul tip, ceva de genul. Păi așa și eu, cum eu am început cu andrele din alea culese de pescărească din aia, care sunt cele mai ieftine, se găsește și acum pe toate drumurile. Vai de mine. Păi și când am descoperit pasta cu lesă metalică și cu așa, am zis că nu e adevărat, păi se lucrează acum cu viteză, n-am treabă. Astea pe care le folosesc eu în toate tutorialele cu lesă metalică, super bune. Dar eu am văzut la tine într-un videoclip, aveai niște andrele care se schimbau, nu știu, cred că la tine. Am terminat alea pe stoc, le am aici, astea. Azi a plecat ultimul set, din păcate. O să mai fac comandă.
Ia arată mie. Asta la mine au mers, merg iarna, deci le rodez la greu pentru că au mai multe lese și au o lese scurtă și e foarte bună la căciuli. Iar avantajul ăstora este că și andreaua e mică. Are doar 10 cm. Nu este andrele clasice au 15 sau 17. Iar astea având 10, se lucrează foarte ușor circular, căciulițe, fulare, tot ce vrei. Da. Și eu chiar le folosesc, că uite aici vedeți lipsesc. Pentru că lucrez acum la o căciulă, tot așa, trebuia să o fac cadou de Crăciun și o să fie de altă sărbătoare. O fac de post Crăciun. Da. Dar asta este. Ia să vedem. Da, vorbit de ustensile. Da, doamna Liliana, da, îmi scria mie. Da. Nepoțica mea învață să croșeteze, nu mai sfată jucările dumneavoastră. Respect, mulțumim din suflet. Cea mai mare fericire și cea mai mare împlinire este când văd copilași, știi? Că nu sunt așa pe tabletă și că fac ceva util, mă. Îți dai seama, adică să faci ceva util, într-adevăr. Să citești, să croșetezi, orice altceva. Da, 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 da. Elena, am mult adevăr cu fire. Le-am lucrat pentru mine un plovăr și l-am băgat la mașină. L-am scos cu două numere mai mici pentru mine. Păi trebuie să, atenție că da, și eu firele. Uite, de exemplu, ăsta roz, care este alpaca de mână, nene, că alpaca intră la apă, se face cu patru mări mai mic. Adică nu e neapărat că firul e prost. Atenție, că e o diferență între... Dar producătorul scrie pe eticheta. Da, da. Și dacă nu este foarte scumpe, care nu pot fi băgate la mașină. Da. Stai că am mai văzut aici un comentariu mic, interesant. A, de la Laura. Câte ar fi de discutat la capitolul calitate materie primă, mai ales pentru cele care vând? Am observat că sunt tentate să lucreze cu fire cât mai ieftine, cele care își doresc cu ardoare să vândă și o fac cu prețuri foarte mici. Aici cu prețurile e buba Claudiei. E nici nu mai, da. În primul rând, mă gândeam, știi ce mi-a zis, uite, Sofi, zilele trecute, zice, mami, dar cu cât ai vinde tu un semn de carte? Și zic, nu știu, mami, o să fac un preț. Zice, păi da, pentru că tu ai muncit, vezi, copilul m-a văzut o săptămână filmând, muncind la schemele astea, zice, uite, și cineva ia și poate că face cu un fir prost și nu este ok. Fiecare își apreciază munca. Da. Dorește, dar este păcat să muncești pentru 2 lei, cum s-ar zice. Este foarte păcat. Noi ar trebui să punem preț pe lucru manual. Și dacă toată lumea ar ține cont de acest aspect și ar avea respect în primul rând pentru el, da? Cred că ar fi altă situație. Nu, dar eu astăzi mai n-am căzut de pe scaun. Am văzut pe un grup postat. Eu, sincer, aș interzice astfel de postări. Eu aș ridica un semn de întrebare pentru administratorii grupurilor și pur și simplu le-aș șterge. Pullover lucrat de mână, așa. 60 de lei. Mărimea L, Claudia, mărimea L. Mai un oameni bun, mă, păi 60 de lei nici firul dacă îl cumperi și andrelele și ai făcut, păi și atunci pentru ce muncești? Eu mi-am făcut cruce când am văzut, sincer. Cum poți să ceri? Sunt oameni care au nevoie și de acei 60 de lei. Însă, gândiți-vă și la chestia asta, că sunt fete care trăiesc numai din handmade și vă bate joc de acele fete. În momentul în care vinde, eu am văzut șosete făcute cu 5 andrele, 15 lei să vinzi o pereche de șosete la care muncești. Spune tu, Violeta, când muncești la o pereche? Muncești cel puțin 2 zile, dacă nu mai mult. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă tu vinzi cu 15 lei, eu știu că firul pentru șosete, firul bun pentru șosete de lână, începe prețul de la 10 lei, 11 lei pe ghem. Da? Adică dacă tu dai 11 lei pe ghem și mai dai și un 5 lei pe andrele, păi până la urmă... Unde ajungi? Adică lucrezi numai de dragul de la minus cumva sau cum și plus curentul care consum plus... Nu, e o nebunie. Ia uite, Liliana zice că vine cu tortul, auzi, de ziua ta. Da, Liliana, știu că face. Deci eu mai am prăjituri din alea trimise de dumneavoastră. Deci până nu le termin, nu slăbesc. Așa. Asta pentru că ascultă de cumpărător care dorește handmade pe 2 lei. Păi dacă dorește handmade pe 2 lei și găsește un... Să-și fac. Eu am avut o situație în care o doamnă
Mi-a zis că ea vrea să-i croșeteze bluze pentru toată familia, soț, băiat și bluze mărimi XXL. Ea ghici vroia să-mi dea. Că ea s-a gândit că manopera, fii atent, mărimea XL, manopera, fără fire, 15 euro. Pe bune? XXL. Vai de capul meu. Și am zis așa, doamnă dragă, eu am fost foarte drăguț așa, zic, vă rog eu mult, luați-vă firele și vă dau eu tutorialele, luați canalul meu de YouTube și faceți dumneavoastră. Eu îi ziceam așa, vă dau eu 15 lei, nu 15 lei, vă dau de 3 ori 15 lei, vă dau și firele și faceți pentru toți membrii familiei mele. Da, exact, exact. Da. Da. Eu am rămas șocată. Cum zic, adică eu muncesc 2 luni de zile și să-mi dea 200 de ron în total? Da. Ai de mine. Cum se calculează prețul unui plover sau a unui lucru croșetat? Depinde. Depinde. De exemplu, să zicem că fac o bluziță din coton gol, da? Acea bluziță din coton gol, poate că eu o croșetez în 2 zile. Însă, dacă aș face cu mis, da, firul mis, care este foarte subțire și am și o croșetă foarte subțire, automat că nu aș face 2 zile, ci 5 sau 7 zile. Pentru că sunt unele persoane care scriu de 3 ori prețul materialului. Din punctul meu de vedere este irelevant acest aspect. Da, nici eu totdeauna ceva. Le spun, nu. Deci, cu cât este plătit un angajat în România, cel mai prost, pentru o singură zi de muncă. Și ți-ai răspuns la întrebare. Aș putea vând o bluză aceea la care lucrez 7 zile cu 100 de lei? Exclus. Da, nu, exclus. Nu, eu, de exemplu, îmi calculez așa. Eu întotdeauna prețurile mi le pun în funcție de gramaj și de model. Și dacă e Andreea sau crușetă. Și iau dacă, pentru că într-o bluză, să zicem cum zici tu, din mis croșetată, poate să-ți intre 300 de grame. E acolo, eu calculez prețul per 50 de grame croșetate. Și asta este. Îl iau la gramaj, pur și simplu. Da. Și atunci îmi iei. Și prețul variază în funcție de multe, multe. Apropo, cam concret, exemplu, bluzița aceasta care o port acum, uite, mă și ridic puțin. Da? Așa, da. Da? Vai de mine, ce mișto e! Ce idee! Bluzița aceasta, eu am vândut-o cu 300 de lei, ca să știți. Păi tocmai asta vreau să zic, că eu aș da 350 de lei pe ea. Băi, da, la treapă! Asta vreau să zic, măi, eu aș da 350 de lei pe bluza asta, serios. Este eu... cotonul, dar implică timp, da? Uite, și uite și tu, uite în partea de jos, da? Ia uite, da. Și la spate. Vai de mine, păi e muncă, nene, aici e muncă de muncă. Da. Hai, lasă să vând astea cu 10 lei șosetele lor, să muncească degeaba și asta este, ce să facem. Fiecare își apreciază munca în funcție de... Na. Eu personal... Stai că... Băi, deci se duc comentariile foarte, foarte repede. Hai să citesc eu, că eu le-am pus pe stop aici, de la Violeta Filipă. Bună, fetelor, vă admir pentru ceea ce faceți. Numai vocile voastre ne face să urmărim cu atâta drag tutorialele. Ascult ca pe o poveste frumoasă, spusă de niște zâne. Vai de mine! Zânele croșetelor! Chiar că frumoasă asta, frumoasă asta. Așa, noile tutoriale așteaptă. Uite, Gina scrie că să mai fac un video cu programarea timpului. Da. Da, că ești foarte ocupată și totuși găsești timp să tricotezi. Eu tricotez și cu ochii închiși, Gina, am ajuns să fac asta și cu ochii închiși. De multe ori chiar aseară m-a prins așa că mă uitam la un film și tot mergeau mâinile așa și m-am dat seama că nu mă mai uitam de mult la ce făceam acolo. Da. Experiența își spune cuvântul. Da, da. Da, așa e. Da, uite și la merino, bineînțeles, și firele merino, firele alpacă, doar de mână, fetele le spălați, doar de mână. Uite, ar trebui să facem un live odată, da? Și să spunem din proprie experiență cum s-au comportat firele. Anumite fire? Și eu chiar le și prezint. Adică, uite, ploverul acesta eu l-am spălat, este făcut din, l-am spălat, a intrat la apă, n-a intrat la apă, cred că ar fi foarte util.
Păi putem să facem, să alegem așa din toată gama de fire, adică să avem și de vară și de iarnă și de bumbacuri și amestecuri și da, așa și facem desigur. Da. Tot suntem la capitolul ăsta, o secundă, mami, adun și mie, te rog frumos, plăsuța aceea în care spăl eu toate lucrurile croșetare, ia vezi, o găsești? Este acolo în dulapul meu. Așa. Uite, apropo. Da, o secundă, am o întrebare aici. Vă întreb pe voi de la Rodica Lesovici. Profesionistele, ce fir poate folosi pentru croșeta, covoare sau huse pentru scaun? Eu zic că bumbac, 100%. Părerea mea. Și la covoare mai există și firul acela panglică. Panglică, da, dar ăla este foarte gros și nu știu. Da, foarte gros, da. Și eu îmi dau seama că faci febră musculară. Tu ai lucrat un covor. Da. Vreți să vi-l arăt? Nu, no, lasă-l. Intrați pe pagina de Facebook a lui Claudia, că sigur le găsiți acolo. Da. Într-adevăr, este destul de complicat pentru că lucrez cu o croșetă de 9 mm, firul este gros. Da. Și tensiunea este, te doare mâna, dar este ceva excepțional. Ce vrei? Păi eu făceam febră musculară, am făcut la palton ăsta, de la am lucrat cu Andrele numărul 6. Exact, eu te-am văzut toate. Răspund la întrebarea asta pentru începătoare, pentru că văd că sunteți foarte multe. Da. Este un mit chestia asta, să începeți să lucrați cu andrele și croșete foarte groase. Încercați grosim medii să începeți. Un 3, un 2 jumate, un 4, cam pe aici. Nu vă aventurați, că am avut chiar zilele trecute foarte multe mesaje cu doresc andrele groase, numărul 7, numărul 8, numărul 9. Fetelor, nu vă începeți cu astea, că vă dor mâinile de, nu mai știți după aia de voi și o să lăsați și tricotatul și croșetatul. Și la croșetă la fel. Da, la croșeta e la fel, că am încercat și eu la un moment dat să fac o cuvertură de pat cu un fir foarte gros, cu croșeta, și mă durea umărul. Nu. Din prima nu poți așa, trebuie un 2,53, cam așa. Cam așa. Așa te-am întrerupt eu. Da. Sunt plasele acestea speciale. Depinde foarte mult și cum speli produsele pe care tu le croșetezi, le tricotezi. Și plasele astea sunt extraordinare, mai ales pentru jucării, da? Deci nu poți să bagi, de exemplu, lenjerie intimă, sutiene cu un plover croșetat, pentru că automat se va agăța și îl faci varză. Sau da, se scamuchează, da, să-l pui cu altceva. Eu toate hainele le spăl, adică toate astea lucrate de mână le spăl în saci. Toate, nu există. Nu există. Pentru jucării mai merg și alte fire în afară de coton gold? Da, merg și alte fire. Puteți să încercați și bumbac mercerizat, bahar de la Alize. Tu ai în magazin bahar? Am și pe ăla trebuie să mă ocup. Este foarte bun. Sofie, poți să-mi arăți tu o jucărie de acolo? Familia de oițe. Deci am lucrat cu baharul ăsta, o familie de oițe, cred că acum 5 ani sau 4 ani, ceva de genul. Însă le-am spălat, măi, spălate de sute de ori și a rămas intact, bumbac mercerizat. Este, da, foarte bun. E mai tare, e mai dur un pic. Da, uite, și jeans de la Yarnart. Uite. Da, 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 da. Vai, cât de frumoase sunt! Uite, le vezi? Vai. Adică le vezi? Auzi, Claudia, n-ai schemă la oița aia? Nu mai știu. Nu le mai știu. Asta am luat-o de pe un site. Vai, de mine, dar ce haioasă. Da, dar eu vreau să vă arăt ce înseamnă calitatea, da? Ați văzut mai devreme? Da, da, așa e. Și cămoșa, da? Și uitați-vă aici. Deci, da, așa e, așa e. Se vede calitatea. Bahar de la Alize, bahar de la Alize, mai este și Catania. Zi tu firma, că mie mi se plimbă limba în gură de la Catania. Catania e Schachemeier. Nu, deci eu nu pot să pronunț. Schachemeier. Da. O să încercăm, dacă mi-ai zis tu, să aduc și Schachemeier pentru jucării și o să mă ocup și de asta, să vedem timp să am, că sunt foarte multe solicitări și foarte multe idei și necesită timp, necesită bani, nu e chiar așa. Și știi cu ce am mai lucrat? Cu Bela de la Alize. Una singură de mine. Uite, pisica, da, asta, da, este lucrată cu Bela de la Alize. Deci Bela nu... Batic, nu? E, da, Bela Batic. Bela Batic. Nici o scamă.
perfect. Bineînțeles, am lucrat cu o croșetă mai mică, 1,6. Cotonul cresc cu 2,5. Dar bumbacul Bela de la Alize, Bela Batică, este... Da, da, da. Foarte frumoase. Uite, doamna Liliana spune că face ciorapi în Germania și le vinde cu 20 de euro perechea. Păi așa da. Așa da. Păi, nu poți să dai cu 15 lei o pereche de... Da, și eu trebuia să lucrez un pullover XXL cu 15 euro. Auzi, manopera. Doamne, câte... Da. Doamne! Nu știu. Poate... Laura Cica, Claudia, când aud Catania, am așa niște fluturași în stomac. Știi tu de ce? Este firul ei preferat și cu Catania a început ea să lucreze. Și primul lucru făcut cu Catania mi l-a oferit mie cadou. A lucrat o lună la o gentuță și acum vreau să vă arăt că le-am promis la fete de nu mai știu cât. Dacă mai citesc eu din comentarii, spune Gina că ele sunt apreciate, dar lucrurile croșetate sau tricotate nu prea. Da, depinde. Eu cred că o să educăm noi un pic. Trebuie noi, cele care lucrăm, să educăm puțin gusturile consumatorului și clientului. Pentru că și Dior când s-a lansat nu a fost Dior de la început. Da? El și-a impus anumite reguli, anumite chestii și s-a impus pe piață într-un anumit fel. De aceea noi vă îndemnăm cu Claudia să vă apreciați munca, să lucrați cu materiale calitative și să nu îl faceți rabat la preț sub nicio formă. Chiar dacă multe dintre voi spuneți că da, că locuiți la țară, că poate oamenii au mai puțin bani, fetelor, există internet, acum există rețele de socializare, puteți să vindeți pe Facebook, puteți să expediați în toate colțurile lumii. Și eu vă spun din experiență că eu majoritatea tot ce lucrez, lucrez pentru alte țări. Cu România nu lucrez. Da. Deci nu. Facebook-ul pentru... este cel mai bun, cum să spun, cea mai mare publicitate ți-o faci pe Facebook, dar contează foarte mult și poza. Că dacă tu faci un produs care este extrem de frumos și îl fotografiezi la lumină artificială, pe o cuvertură nu știu ce înflorată și nu se vede, nu-și dă seama nimeni, știi? Contează foarte mult. Foarte mult contează poza. Să nu vă grăbiți să puneți așa. Da, eu aș da alt sfat. Eu nu cred că cineva, să zicem că a lucrat o bluză, căutați un membru de familie, o fată, o vecină și încercați să faceți poze îmbrăcate, dacă nu aveți un manechin, îmbrăcate pe cineva afară sau într-un mediu deschis la culoare ca să puneți în valoare produsul. Și doar așa o să vindeți. Plus că sunt foarte multe platforme, există Ravelry, există Etsy, există și vând fetele acolo la greu, deci vând fetele la greu din toate colțurile lumii. Interesați-vă, faceți-vă conturi și vindeți în afară, lăsați, da, dacă vreți să faceți un ban, acolo e soluția, dar atenție cum le lucrați. Atenție cu ce fire le lucrați, atenție cum le pozați și încercați să nu aveți, adică produsul să arate la fel de frumos, atât pe față cât și pe dos, da? Pe dos să nu aveți noduri, să nu aveți niciun fir. Da? Impecabil, impecabil. Să fie impecabil, impecabil, pentru că dacă o să trimiteți și o să aveți un comentariu negativ, ați pus-o. Așa, acum Claudia ne arată o frumusețe. Deci gândește-te că prietena mea, Laura, mi-a croșetat această geantă. Cât e de frumoasă! O lună a stat să croșeteze și mi-a făcut-o cadou. O am de 7 ani, o port în fiecare vară și am spălat-o de sute de ori la mașină. Asta din ce fir e? Din ce fir? Din Catania. Catania. Vai de mine. Este făcută din piciorușe scurte. Uitați-vă model, uitați-vă ce e. Mai tu știi că mi-ai dat o idee? Da. Hai să facem tutorial cu genți. Fac eu una tricotată și tu croșetată, nu vrei? Să știi că nu mă pricep la așa ceva. Poate să ne facă Laura la geantă. Uite-te puțin. Dar Laura are canal? Nu are canal, are pagină. Inas Handmade se numește. Laura, te pricep să dai, da. Și deci este o geantă, o să o las moștenire nepoților. Ai de mine, da, e frumoasă, rău. Data viitoare când ne vedem, să mi-o aduci să o văd live, că poate mă bag eu să fac una. Da, are și poate Laura. Are jos. Are căptușeală în interior. Mama Laurei a cusut-o la mașină și apoi a luat-o Laura manual și a cusut-o. Vă dați seama, o lună să lucrezi la așa ceva și să dai pe 2 lei? Ea mi-a făcut-o mie cadou. Eu așa ceva, nu știu, nu aș da
fără 850 de lei, chiar 1000 de lei nu aș da. Nu aș face. Gândește-te că nu n-ai, uite. Da, dar e munca aici e de migăleală, nu glumă, e migăleală mare. Este perfectă. Deci da. Nu are absolut niciun defect, este perfecțiunea întruchipată. Vai de mine, câte de... Îți mulțumesc din suflet, Laura, cel mai frumos cadou, deci o port în fiecare vară. Cred că o să mă și eu la aia pe pagină, că mi-aș lua și eu o geantă din asta dacă are de vânzare. Nu știu dacă mai are de vânzare, le-a făcut acum mult timp. Da. Uite ce este lucrată după modelul 24, cred că 24 hour de la Gerard Darrell. Nu știu dacă am pronunțat corect, știu că este un creator foarte important. Cu mare drag am lucrat-o. Ia uite. Așa, doamna Fănica spune că nici ea nu e de acord cu de 3 ori prețul, da, și pe toate grupurile sunt aceleași răspunsuri și nu știu, nu se învață minte, toată lumea răspunde 3 ori prețul. Păi nu e ok. Nu are, da, exact, că nu are nicio legătură prețul și cu lucru manual. Păi nu are legătură prețul firelor și cu lucru manual. Cristina zice că i-a venit o idee, când facem păpuși croșetate în loc de păr să-i pui alpaca. Ia auzi, Claudia. Știu, și poți să și perii puțin. Știi cum se face? Ca părul unui bebeluș. Ia auzi. Am încercat, da, am încercat. Eu am vreo 3 modalități de a face părul la păpuși. Am încercat și a 4-a modalitate. Dacă mi iese, cred că o să fac tutorial. Da, eu am văzut că tu ai postat cum se treaba aia migăloasă, cum se pune părul la păpuși. Aia este prima modalitate. Am urmărit videoclipul, chiar l-am urmărit, că vreau să văd câtă răbdare poți să ai. Nu, ce răbdare am avut. Să stai fir cu fir și după aia să vinzi păpușile cu 20 de lei. Ce zici, a? Vai. Eu o păpușă o vând cu 250 de lei. Acum fiecare vinde cum dorește. Dar și firul pe care îl folosești, munca, contează foarte mult. Păi da, și migăleală. Uite, felicitări pentru Sofia, că, pentru păturică, Nicoleta Andrei. Mulțumim, a obosit Sofie. Ia-ți o pauză. Îți dai seama că vreau să facă păturica cât este patul, 2 metri pe 2 metri, deci are la ea. Da. Facem. Ia uite și atelierul Ritei și doamna Rita. Doamna Rita, n-ați mai postat de mult sau eu n-am văzut, că sunt pe YouTube abonată la canalul dumneavoastră și parcă n-am mai văzut ce s-a întâmplat. Da. Hantescu Claudia, cred că e, ne spune că lucrează cu noi în același timp. Nepuraș! Lucrăm, da? Nepuraș, da. Așa... Doamna Nicoleta Andreea spune că de când e cu pandemia s-a apucat de croșetat. Ulterior, mai recent, am trecut și la tricotat. Foarte bine. E foarte... da, am zis că o să mai fac. Eu am bluziță combinată de tricotat cu croșetat, dar am văzut că sunt din ce în ce mai vogă chestiile astea și puteți să luați modele tricotate de la mine și să luați modele croșetate de la Claudia și să le faceți mâineci croșetate. Partea din față tricotată, partea din spate croșetată, are și niște combinații foarte mișto. Foarte. Ce bluză frumoasă ai pe tine, ai tutorial la bluza asta. Da, am. Este turcoaz, nu? Da, e un albastru rebar, de fapt. Este superbă. Am videoclipul foarte bine. 3 bluze în 7 zile, de anul trecut, din vara trecută. Și atunci am făcut 3 bluzițe de vară. Așa, și doamna Nicoleta spune că îi plac tutorialele, mă bucur foarte, foarte mult. Uite, te întreabă doamna Hantescu dacă pentru jucării merg alte fire în afară de coton. Asta cred că e întrebarea pentru tine, Claudia. Da, păi am răspuns mai devreme. Putem să folosim baharul de la Alize, să folosim Catania, care tot la fel este bumbac. Nu, ea cred că se referă dacă alte fire în afară de bumbac, adică alte amestecuri. Păi, sau alte amestecuri, nu prea. Bumbacul mercerizat, bumbac amestecat cu acril, nu poți să pui orice pentru că se scămoșează. Și mai e o chestie, eu am observat anumite fire sunt foarte ok la tricotat, iar la croșetat se scămoșează. Da, și invers, că eu am fire care în croșetă merg, dar în Andrelea nu. Exact. Eu am încercat, deci eu croșetez jucăriile cu coton gold,
de la Alize, cu bahar de la Alize, mai am și Catania, jeans de la Alize, dar nu găsești tot timpul culori, e problematic. No, jeans e de la Iernard. De la Iernard, da, nu găsești tot timpul, dar găsești la Cotton Gold, adică eu prefer Cotton Gold-ul. Găsesc tot timpul aceleași culori, jeans-ul, am pățit odată să încep ceva și au scos lotul acela, deci am rămas și aveam comenzi. Deci da, nu, la jeans e problematic și vin și culorile diferite, adică aceeași cod poate să fie un pic diferit, eu am pățit-o. Da. Mă întreabă Nicoleta de Atlas. Păi am adus chiar recent, fire Atlas, câteva culori câte au venit. Le găsiți în albume, puteți să veniți să vă uitați. Așa. Unde putem găsi acele plase? Eu o am de ceva timp. Am și eu de vânzare, am adus acum. Da? Deci n-am apucat să postez nimic. Deci sunt am atâtea albume. A, uite, doamna Rita zice că ba da. Ia, o să mă uit eu să văd ce ați postat, doamna Rita, că încălțăminte parcă face dânsa, nu? Da, da, face niște sandale superbe. Am urmărit. Da, spuneți-vă, cine face încălțăminte trebuie să știe de atelierul Ritei, neapărat. O ne lasă aici, am în comentariu link-ul către canal. Da. Ia uite, Ana Camele zice că face păpuși din textil, dar cu voi, fetele, m-am apucat de croșetaj și tricotat. Păi da, cine are talent, e talentat în mai multe chestii. Da. În general, eu am observat că fetele care lucrează handmade sunt foarte multifuncționale, ca să zic așa. Adică poate să și tricoteze și să croșeteze, să coase, să, nu știu, să facă din alea, cum le zice, goblenuri. Chiar și eu mă gândeam, poate m-ar tenta să-mi iau un goblen. N-am cusut niciodată. Ai cusut vreodată, Claudia, goblenuri? Nu. Timpul trecut. Și am mai văzut o chestie acum, că nu știu, mă tenta să-mi comand din ăla goblen cu mărgele, știi, care se lipesc mărgelele pe culori. Vai, e migalos, dar să știi că s-ar putea să mă bag, deci îmi plac provocările. Da, da, nu, ăla am văzut și sunt niște modele și ele și sclipesc așa când le pui pe perete, deci arată foarte. Știu. Da. Sunteți medicament pentru depresie. Mulțumim, dar nu trebuie să fiți Violeta să pricepe la discursurile astea, să vă aducă pe linia de plutire și să uitați de depresie. Da, da, da. Ia uite că abia aștept schemele tricotate. Nu știu dacă mă voi descurca. Vă descurcați. Eu cel puțin și Claudia, noi explicăm foarte bine în scris. Avem, ea da. are schemele explicate pe 10 pagini. La mine la fel sunt scheme explicate rând cu rând. Și nimeni, eu din toate schemele, prima schemă a fost cu rochița Eva, care a ajuns la foarte multe persoane. Și vreau să vă spun că toate mi-au trimis poze că le-a reușit produsul din prima și nu au desfăcut niciodată nimic. Iar de la Claudia la fel, cel puțin eu trimițând seturile cu kiturile, n-am primit de la nimeni nici o întrebare de nelămurire. Nici o întrebare. Adică a fost totul foarte clar și toate jucăriile au ieșit din prima. Au ieșit din prima, nu e... Uite, o să arăt o schemă, pentru că o am aici la îndemână. Da, da, da. Este la kitul al doilea, cu omul vesel de zăpadă, ca să-și dea seama fetele cum arată. Da. Bine, cum eu le-am o schemă, da. Așa e. Foarte bine. Vedeți, e foarte mult scris și fiecare rând cu rând și poză. Așa o să găsiți și în schemele mele tricotate. Eu am făcut poze la fiecare moment. Ca să vedeți cum... Și Claudia la fel. Deci le scrie foarte, foarte detaliat. Extrem de detaliat. Adică este într-adevăr o comoară. O comoară. Foarte greu. Îți ia foarte mult timp. Da. Dar rezultatul, eu zic că merită. Da, uite că scrie aici o fată că face și ea și ea e multifuncțională, face și bijuterii și cosmetice. Mă, știi că mă bătea și pe mine gândul. Auzi, tu mi-ai zis că vrei să încerci să faci săpunuri sau ai făcut sau ceva de genul ăsta? Am făcut săpunuri, dar vreau acum să încerc să fac lumânări. Pentru că lucrez la un tutorial, vreau să lansez o serie cu cadouri, idei de cadouri pentru luna martie. Ți-am zis că nu mai vreau să fac... Uite-mă că m-ai pus să zic. Eu vreau să fie secret.
Eu nu te-am întrebat de săpunuri, eu nu știu de ce. Am început așa. N-are nimic. Deci vreau să fac o serie cu idei pentru cadouri. Adică mă gândesc să fac finei mele un cadou și nu vreau să fie un mărțișor, cum am spus, să fie lăsat în cutie. Vreau să fie ceva să folosească. O să fie foarte... Nu trebuie să fie neapărat pentru mărțișor. Adică poate să fie cadouri pentru tot restul anului. Zi de naștere, nu știu. Deci. Vai de mine. Dacă tot mai pus să zic, trebuie să și arăt. Am cumpărat pahare, da? Este pahar de whisky, adică este foarte, foarte gros. Ce frumos! Da? Aceste pahare mi-am comandat ceară și fitil. O să le umplu cu ceară, ceară colorată, mov, cu aromă de miros de levănțică și o să le croșetez exact așa. Ăsta nu este apretat, deci o să fie un suport croșetat. Și separat o să fac săpunuri și la fel o să croșetez la săpunuri săculeți. Da? Și bine, deci asta o să fie o idee de cadou, va cuprinde trei produse. Două le-ați aflat, trei le-ați aflat. Săculeții ăsta la ce i-aș folosi eu ulterior, după ce consum săpunul? I-aș folosi pentru pudrierele din geantă, știi? Ca să nu se spargă. Pot exact. Să pui în ele pudra și să nu se mai spargă. Sau fondul de ten sau... Uite, aceasta este lumânarea de la tine, da? Da. Un suport. Știi cum se vede noaptea? Deci e ceva senzațional. Și tot le apretezi, așa-i? Da, le apretezi și pe-astea. Exact. Sunt superbe, da. Păi vezi că am aici în spate cadou de la tine. Deci nu mai pot. Deci vrei să-ți spun că eu mă plimb cu lampa asta? Unde mă duc? Lucrez cu ea? Așa cu lampa prin casă. Dacă tricotez în sufragerie, îmi iau lampa cu mine. Dacă mă duc în dormitor, îmi iau lampa cu mine. Cu toate că am veioze peste tot și așa. Dar îmi place așa de mult. Deci, vai, deci nu mai pot. Deci de când mi-ai trimis-o, sunt mega încântată. Deci nu mai pot. Mă bucur. Și becul ăsta e foarte bun. Eu lucrez cu el, se vede super bine. Deci, eu am crezut că este prea puternic și ți-am zis să te pui mai slăbuț. Dar pentru a tricota sau așa, ca să nu te... strici ochii, e perfectă, deci nu mai pot după ea. Deci că mă plimb cu ea prin casă, acum am pus-o aici și în fine, deci tot o plimb așa. Într-adevăr, aici e treabă de bijuterie. Deci e o bijuterie. O bijuterie, într-adevăr. Deci, când am făcut-o, că eu am ținut secret, nici măcar n-am postat pe pagina mea. Și să nu-ți dai seama. Mi-a ieșit din prima. Din prima, știi ce înseamnă să nu desfaci, să nu... Foarte rar pățesc chestia asta, știi? Cred că este după sufletul omului căruia îi dăruiești, știi? Păi să știi, să știi, că și eu pățesc la fel. Nu, deci totul a fost, a mers atât de repede și nu am avut, să zic, o singură dată să deșir. Ce îmi zic, frate, foarte rar pățesc așa ceva. Da, așa e, așa e, nu e. Ia să mai citim... Andrieș, am o comandă de seturi. Da, seturile le-am făcut, le-am trimis. O să ajungă, cred că luni sunt la dumneavoastră. Ar trebui să ajungă. A comandat dânsa două kituri. Apropo, că m-a întrebat o doamnă azi pe Facebook, că eu tot pun poze cu cănile când fac parte din recuzita mea foto. Dacă mai ai cănile acestea? Mai am câteva. Să mai pui, nu știu, că eu nu am găsit albumul. Deci nu am găsit albumul. O să încep să încarc mâine. Mi-am propus în următoarele zile să încarc toate produsele pe care le am pe stoc în albumele foto de pe Facebook, pentru că efectiv n-am apucat. Dar o să încarc și mai am și câteva câini și am adus și chestii mișto și trebuie să le fac poze mâine și să le încarc. Am adus culori noi la multe fire, deci n-am apucat. Efectiv. Nu mai ce e la tine. Da, cred că venia Tita Fiti printre fire. Da. Ia uite aici, frățila Aura ne scrie că lucrează și goblenuri, croșetează, coase ghie. Am atât de multe de făcut, apropo de abilități, în curând o să încerc și tricotatul. Dați-i bătaia că e foarte ușor. Așa. Bună seara, doamnele mele dragi, Liliana Tomescu. Este superbă gentuța. Se poate să mai spuneți o dată pagina? Doamne, zi-o tu. Inas Handmade. Haide că îi dau eu acum distribuire. Știu că Laura a postat link-ul. Dar nu a dat distribuire la pagina ei, pentru că știu eu, ea stă cu tehnologia
Cum stă bunica cu... Uite acum, Laura, că uite, a scris aici, când am croșetat geanta Claudiei în 2012, nu era așa bogat YouTube-ul în tutoriale și filmulețe. M-am inspirat de câteva poze pe care nu le mai știu pe unde le-am găsit. Laura, fă-ți, te rog, canal pe YouTube, pentru că ai un talent și e păcat de el. Împarte-l și cu ceilalți, dacă... Păi dacă am postat eu, link-ul care mă duce direct către pagina Laurei, pentru că ea a scris Ina's Handmade, dar nu știu, e mult mai ușor așa. Da, nu. Încearcă, Laura, să-ți faci canal, pentru că într-adevăr faci niște chestii atât de deosebite și e păcat să... A venit pisicu? Uite, și Gina spune că într-adevăr ea a luat schemele și tricotate și croșetate de la noi, Gina. Și a zis că sunt foarte bine explicate, adică noi nu vorbim aici degeaba, chiar știm ce scriem acolo. De la Undele Jucăria, cred că sunt și 15 pagini, dacă nu mă înșel. Da, da, parcă la Izadora, sau nu mai știu, că ai făcut și haine, da, și morcovi, da, și... ia uite, Mihaela face săpunuri, scrub, uleiuri. Super! În curând se apucă și de lumânări. Vă rog frumos, da, link către pagină. Pentru că îți dai seama că eu o să fac pentru mine, nu o să fac niciodată la comandă și poate sunt doamne care doresc. Și eu, și eu. Ia, auzi-mă ce zice Laura, mă, cu astfel de lampă atât de superbă, cum a lucrat Claudia, îți vine soția prinsă non-stop, nu doar noaptea. Păi da, să știți. Că într-adevăr este foarte deosebită, chiar e deosebită. Stai că ne-a mai scris ceva. Când am croșetat geanta Claudiei în 2012, da, țineam eu minte, 7-8 ani, nu era așa bogat YouTube-ul în tutoriale și filmulețe. M-am inspirat din ceva poze pe care nici nu mai știu pe unde le-am găsit. Am făcut și de desfăcut de câteva ori până când a ieșit cum trebuie. De aceea a durat o lună de zile ca să știe cine dorește să lucreze, mod normal, cu o schemă bine stabilită, undeva la o săptămână durează tipul acela de geantă cu firul Catania. E important de știut că în funcție de fir ai mai mult sau mai puțin spor. Exact. Păi, auzi ce zice Elena Toma vis-a-vis de asta, că nu ai desfăcut niciodată. Spunea bunica ei că dacă nu desfaci un lucru, persoana nu este cu surgioasă. Da. Vezi că ai o întrebare de la Alexandra Miron. Aș avea o întrebare pentru croșetat, o vezi? Imediat. Sunt foarte multe întrebări și da, eu nu știu cum să pun pauză. Hai că ți-o citesc eu, că am dat-o aici, că dacă faci o bluză cu piciorușe scurte sau semi-duble, consumă mai mult material decât aș lucra cu piciorușe duble? Semnul întrebării. Logic, că dacă faci cu piciorușe scurte și, să zicem, este un model mai bătut, da? Logică, intră mai multă ață. De exemplu, la bluzița asta care o port eu, dacă ar fi fost numai din piciorușe duble, ar fi intrat mult mai multă ață. Dar având în vedere că, ia uite, am ochiuri de lanț și aici am model picioruș scurt și dublu, a intrat mai puțină, pentru că e mai aerisită, un model mai aerisit. Da. Mă întreabă Cristina cam cât ar costa un cardigan palton cu glugă tricotată. Păi depinde în primul rând de mărime, Cristina, dacă e pentru copil, pentru adult, pentru... Eu cred că ea vrea să intre pe piață, știi că a vândut jucării? Da. Deci, știu. A avut comenzi pentru jucării de Crăciun, da? Jos pălăria. Dar, Cristina, dacă faci, uite, îți dau așa un preț estimativ, dacă faci pentru copii, gen 10-11 până în 13 ani, cam dimensiunea asta, eu cred că lejer poți să iei 500 de lei pentru un palton cu glugă, da? Vorbesc, palton cu glugă. Dacă pentru adulți, normal, cam dublu. Pentru că ți intră și foarte mult fir la paltoanele cu glugă, intră foarte mult fir, poate să ți intre și 2 kg, 2 jumate, depinde de grosime, de... Și cum ai făcut da, ultimul? Da, e foarte multă muncă și e foarte mult lucru aceea. Foarte. Eu pe ăla am zis sub 1000 de lei nu l-aș da. Deci nu l-aș da pentru că știu cât de mult am muncit la el. Și a intrat foarte mult, adică a intrat fir, da, a intrat destul de mult fir. Frății Laura, aș fi și eu interesată doar pentru schemele de jucării. Decât să cumpăr din străinătate, mai bine le cumpăr de aici din țară, da, de drăguțelor. O să facem asta. Uite, promitem că vorbim cu Claudia zilele astea și o să le postez separat schemele de jucării, cine dorește, da, să le cumpere, plată în cont și le primiți pe e-mail imediat ce intră banii, adică nu e nicio problemă și le aveți foarte repede.
Hântescu Claus să mai face scheme de jucării, mai ales pentru păpușele. Pe următoarea schemă o să fie la o păpușică. Poftim, v-a mai dat încă o surpriză. Iară divulgi secrete din casă, Claudia. Una singură. În orice caz, fetele care ne urmăresc, crezi că nu știu cine a avut prima idee, ideea și cine a făcut și pe urmă invers. Da, am observat că se copiază și se copiază foarte mult la noi pe piață, pentru că nu știu, nu au idei probabil sau nu știu. Sau poate că suntem noi așa de extraordinare și merităm să fim copiate. Dar oricum, eu mă bucur. Înseamnă că au ce învăța de la noi, Claudia, și înseamnă că nu muncim degeaba. Da. Felicitări, Cristina Cojocaru, un copil care un copil, orice părinte ar fi mândru. Da, Elena Toma, zice Cristinei. Da, Cristina a luat un avânt foarte. Ea când s-a apucat foarte, parcă vara trecută, nu? S-a apucat cu ea să vede. Da. Mămica ei a comandat de la mine o păturică și niște iepurași. Ea a văzut acel iepuraș. Da. A făcut un iepuraș fără schemă, uitându-se la acel iepuraș. Deci m-a lăsat mască. Albastru. Da, albastru. Ține minte, Sofie, albastru. Foarte bine, bravo, da. E jos pălăria, chiar merită. Abia aștept să văd ce mi-ai trimis, Cristina, în colet, că m-ai făcut așa de curioasă. M-a zăpăcit. Dar ai primit coletul până la urmă, a venit? A venit astăzi, mă duc luni să-l iau de la poștă, a primit. Super. Da. Am privit chiar și fac live, Cristina, ca să vezi reacția mea, că știu că îți doresc să vezi reacția mea, că nu știu ce mi-ai pus acolo, dar abia aștept. Deci luni după amiază, după ce termin și eu cu treburile urgente așa și când ajung la poștă, iau coletul și fac live fetelor pe Facebook. Mirela Moldoveanu, m-ar interesa și pe mine schemele pentru jucării. Violeta, luni le postezi în album separat, o să distribui și eu. Da, o să fac un album doar cu scheme și le postez și pe ale mele. Să termin și eu cu puloverul și o să postăm și jucăriile și o să mai pregătim și altele. Eu mă gândesc că asta mi-am propus pentru anul ăsta, să fac cât mai multe scheme, pentru că am văzut că este nevoie și în videoclip, știi și Claudia, că nu poți să arăți chiar. Nu. Și Sunt anumite scheme care chiar nu pot fi filmate și la croșetă, nu numai la andrele. Deci exact. Chiar... Exact. Nu, știi cât m-am chinuit eu la decorațiunile de pus în brad, la ultimul kit pentru Crăciun, da? Că am zis, frate, chiar nu o să-l scriu. Deci, acela este un exemplu la un tutorial care, deci te chinui și să-l filmezi și să-l scrii, dar mai ușor e să-l scrii decât să-l filmezi. Da, și plus că este și mai ușor de lucrat, că ai foaia în față. Exact. Și te uiți acolo rând cu rând. Așa să urmărești un video, trebuie să pui pauze cât lucrezi tu un rând. Așa ai lucrat cum și eu explic, o porțiune, lucrezi o porțiune, citești mai departe, faci în continuare. E mai ușor decât să stai cu ochii în telefon și să urmărești un video. Plus că sunt și la tricotat și la croșetat sunt scheme care trebuie să le vezi desenate, că și trebuie să le arăți într-un fel. Iar la jucării este mult mai ok să citești. Tu la kiturile astea ai pus și numărătorul. Eu înainte, știi cum mă chinuiam, îmi scriam pe o hârtie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, știi? Și tăiam. Așa ai numărătorul, îți fixezi 20 de rânduri și n-ai treabă. Da. Uite, ne întreabă Mirela, în kituri sunt schemele incluse, bineînțeles, schemele printate color. Da, avem scheme, avem umplutură, avem tot ce trebuie în kituri. Le găsiți la mine în albumul de pe Facebook, am un album separat. Acum o să distribui eu, intru eu la tine. Kiturile. Și noi suntem acum, eu mai am câte unul sau două, cred că din fiecare. Și acum să căutăm materialele ca să le umplem pe următoarele. Sunt în... L-am găsit, în album. Da. În albumul cu toate kiturile sunt acolo, toate kiturile cu jucării și avem destul de multe jucării deja lucrate și făcute și testate schemele, adică fetele au lucrat foarte mult după ele. Am distribuit. Uite, scheme pentru bluzițe, rochițe de vară. O să am eu în cap foarte multe idei genia, năstrușnice așa și puțin ciudate, pentru că
e nevoie, văd că este nevoie și de ce nu? Dacă pot să fac asta, nu oricine poate să scrie scheme, să știți. Sunt fete care filmează și care nu scriu scheme, pentru că e greu să stai să scrii. Nu e chiar așa de simplu. Bun, Claudia, câți mai suntem? Mai stăm? Că avem deja... Pe bune? Deci, fetele, mai aveți chef de vorbă? Ia, doamna profesoară, 4 clase avem. 4 clase avem. Ia zic, Claudia, ce ziceai tu? Să le întrebăm pe fete ce tutoriale și-ar dori, nu? Da. Așa. Vroiam prima dată să le întrebăm, ia uitați întrebarea, ce tutoriale noi vreți să găsiți pe canalele noastre? Deci ce vreți să lucrez noi în acest an? Ce vreți să lucreze Violeta cu Andrelele? Ce vreți să lucrez eu cu chiar să scrieți, așa, ne mai dați idei. Exact. Cu toate că la noi eu am un caiet plin de idei și am deja foarte multe tutoriale în lucru, dar niciodată nu se știe ce ne mai... Eu am și chestia asta de moment, ia zi. Da. Ia zi. Deci apropo ce notez eu, te uiți câte foi am aici? Și vreo 4 caiete. Da. Păi și eu am un teanc de agende în care îmi scriu idei pentru tutoriale și alte chestii, calcule. Dar știi, nu știu dacă ți se întâmplă, Claudia, dar mie mi se întâmplă că uite, mă apuc de lucru la un tutorial și ori văd un fir, ori nu știu ce, vine altă idee și repede o fac pe aia, știi că... Da. E, de asta zic că nu se știe niciodată ce idee îți vine. Mă întreabă Liliana, bluzița este superbă, mulțumesc frumos și întrebarea îmi poți spune... Vai ce repede să duc comentariile. Cu ce fir ai lucrat-o și dacă ar merge cu orice fir? Eu am lucrat-o cu Cotton Gold de la Alize și puteți să folosiți și alt fir, dar Cotton Gold se găsește inclusiv la Violeta în magazin. Ai culoarea asta? Roșu? Vine comandă mare de Cotton Gold toate culorile, cât de curând. Acum am rămas că jucăriile au mâncat tot Cotton Gold-ul meu din magazin. Da. Adriana ne scrie, da, mai vrem să mai stați, mai stăm. Eu vreau câte multe rochițe. E, pregătim? Păi, doamna Miroa, hai să vă zic așa, puteți să luați orice bluză de la Claudia de pe canal și să o faceți mai lungă și e ok. Și puteți să luați orice pullover de la mine de pe canal și să lucrați mai lung și e ok. Adică... Fii atentă, asta bluzița care o am eu, da? Dacă da. O faci mai lungă, ia uite. Deja e ca o rochiță, ia uite. Păi da, bineînțeles, bineînțeles. Da? E și o rochiță? E și-a. Deci și bluzițele. Eu am foarte multe playlist-uri cu bluzițe. Cred că am peste 10 modele de bluzițe care pot normal, poți să lucrezi. Uite că Ana Maria zice rochii tricotate, bluze mai lungi, combinat tricotat cu croșetat. Păi asta ziceam că și pe mine mă tentează ideea asta, o să mai fac. Am bluzițe. Ia uite, croșetă, o păpușă, girafă și pisică, auzi? Da. Păpușa este în plan, o girafă și o pisicuță. Eu știu ce vrea doamna Nela, vrea o pisică multicolor. Da. Știu dorința. Violeta face expedieri și în afara țării? Te întreabă Mirela. Bineînțeles, da, comanda minimă este de 50 de euro, că altfel nu se justifică cheltuielile de transport, fetele. Da, păi nu are rost, adică să comandă. Da, nu are rost să vă trimit o carte de 10 euro și să plătiți transportul 20 și de asta am pus comanda minimă ca să fie toată lumea mulțumită, că nu are rost să plătiți transportul pentru 3 chestii. Eu, fetele cu care, adică am deja o listă de fete care comandă periodică și adună o listă mai mare de produse și fac o comandă odată la 2-3 luni de zile cu tot ce le trebuie pentru sezonul respectiv și e foarte... E foarte bine așa, că și iau odată tot ce trebuie și nu mai e nevoie să... Cristina zice că eu aș vrea să faci cel mai simplu model de cardigan cum ai pe canal. Păi Cristina, dacă l-am deja, de ce aș mai face încă unul la fel? Că am deja cardigane simple pe canal. Am chiar destulele cardigane. Da. Cu croșeta, dresuri croșetate. Ia uiți, Claudia. Da. Să știi că am văzut... Pentru ce evenimente sunt acele dresuri croșetate? Da, am văzut niște dresuri croșetate pe Pinterest. Deci erau fenomenale. Dar știi, cu, cred că merge un fir foarte finuț. Foarte, foarte finuț. Eu da și pentru unul dacă ar fi elastic, știi? Știi poate Diva Strange? Ai lucrat vreodată cu Diva Strange?
Da, și vreau să-mi fac un costum de baie. Asta mă gândeam și eu. Da, da. Pentru o vară. O prietenă de-a mea a croșetat cu acest fir un costum de baie și o prima dată râdeam de aia. Zic, să vezi tu când o intra în apă, zic, să vezi cum rămâi fără costum. Nu. Deci impecabil s-a comportat. Super, super. Păi, dar se lucrează tot globul din firul ăsta. Da, da, da. Vreau să-mi fac costum de baie, dar vreau să-mi fac cu totul. Am eu un model pap, așa. Da, da, da. Știi ce mai merge? Merg acele topuri. Nu știu cum să... O să pun eu niște poze, o să spun în privat. Crop-ul sau bustiere? Alegem bustiere, așa? Exact, da. Bustiere, nu? Da, da, da. A, uite, Alexandra, că ne-a trimis poze cu gulerașe croșetate și tricotate cu fire subțiri. Mm-hmm, mulțumim. Da, da, acum am înțeles. Nu știu, stilurile acelea vechi, victoriene, știu la ce se referă Alexandra, da. Da. Uite, exact. Cardigan croșetat, auzi, Claudia, tu ai cardigan croșetat pe canal? Da, cred că am. Dar vreau să mai fac, trebuie să-mi iau niște fire, vreau pentru primăvară. Mm-hmm. Ceva finuț. Da, vezi că vine mâine pe mine primăvara, trebuie să te apuci de lucru, că ai la el de muncit, nene, la un cardigan, e mult de muncă. Și cu croșeta. Da. Ai ceva de... Este, îți dai seama, lucrez, depinde și de-aia trebuie să apreciem foarte mult ceea ce facem și să nu ne vindem ieftin. Până la urmă... Ce preț au etichetele din piele? 5 lei setul, doamna Virginia. 5 lei setul. Etichetele cu handmade? Da, alea din piele care au venit ieri. N-am apucat să le... O să le încarc. Încerc săptămâna asta, dar... Eu am zis că prima dată să descurc mesajele și nu știu de care să mă apuc prima dată. De mesaje, de postări, de poze, de... Da. Ia uite, Laura zice că fix la un cardigan lucrează acum. Laura Ina. Uite că ne arăți și nouă poza. Păi da, bineînțeles. Ne trimiți după, că acum nu poți. Deci până acum am notat așa, bluzițe, rochițe, da, gulerașe și cam asta. Din ce am văzut din mesaje, da. Jucării, cu jucăriile vom continua pentru că... Și jucăriile, da, normal, jucăriile, da. Acele kituri au avut un succes, nici măcar nu-mi imagina. Și este păcat. Da, păi o să le refac. Am o problemă că nu mai găsesc numărătoare mecanice pe nicăieri. Mi-am făcut comenzi peste comenzi. V-am zis eu că e o problemă, o să fie o problemă. Din cauza pandemiei se găsesc foarte greu anumite chestii. Dar o să găsim o soluție. Chiar astăzi vorbeam cu Claudia că s-ar putea să punem în loc de acele numărătoare mecanice să punem electronice, pentru că astea mai sunt pe stoc și o să modificăm puțin prețul kiturilor ca să... Dar este foarte, spui de numărătorul acela care îl porți, da, pe deget când este, da, foarte ok, este digital acela, nu? Da, e digital, da, exact. Este foarte ok, nu cred că contează câțiva lei în plus, având în vedere că este un gadget, cum se numește. Da, e un gadget și îți rămâne oricum în portofoliu, cum ar veni. Pentru că toate accesoriile care le aveți în kituri, după aia le puteți folosi normal și la alte proiecte. Normal. Și la fel și schema o puteți folosi și faceți jucării pentru vânzare. Nu vă oprește nimeni să faceți asta. Bluzițe pentru băieței. Da. Pentru copii sau pentru, dacă ziceți băieței, cred că pentru copii. Pentru copii. Da. Stai să crească nepoțelul meu și o să am cui să-i fac. Că acum numai fetițe am prin jur, nu prea am băieței. Ia uite, traistă stil Sofia Vicoveanca. Ai putea face, Claudia? Uite, întreabă Mirela Moldoveanu. Da, să-mi trimită o poză, ceva de inspirație. O să caut și eu. Cred că știu la ce se referă. Da, cu croșeta se face aia, da. Da, da, da. Cu croșeta. Și se lucrează cu piciorușe scurte, cu mai multe culori în același timp. Este o tehnică, adică lucrezi foarte mult timp, știi? Foarte mult timp lucrez la o astfel de... E complicată. Este complicată, sunt scheme diferite, dar merită.
Cred că se referă la acele motive tradiționale, dacă nu mă înșel. Acum mi-am dat seama la ce se referă Mirela. Bună, da, vă văd din nordul Italiei, mă bucur să vă văd din nou, Mihaela. Bună, Mihaela. De cât timp suntem în direct? Wow! De o oră 50 avem. O oră 50. Dar avem puțin și facem două ore. Băieții între 4 și 6 anișori. Da. Da, o să fac, pentru că am finuțul, da, finul meu, și cred că o să-i fac acum pentru primăvară. Dacă nu mă înșel, cred că am tutorial și la mine pe canal, dar să nu vorbesc așa. Cred că l-am lucrat acum vreo 2 ani, dar vreau să fac mai multe, mai ales că îi fac și lui acum în primăvară. Zic fetele că se numește tapestry, nu știu ce e asta. Exact, ăsta era. Da. Mm-hmm. E o muncă titanică la tehnica aceea. Exact. Deci merge. Eu nu știu dacă o să pot să filmez. De obicei motive florale și trebuie să urmezi, știi, și să merge în același timp cu 10, 13, 15 nuanțe. Și de exemplu ai floricelele, mergi, este foarte migălos, nu știu cum aș putea să-i explic într-un tutorial, știi? Așa schemă scrisă ar fi mult mai ușor. Bineînțeles, lucrez o lună la schema aia. Da, dar nu știu dacă poți să filmezi așa ceva, sincer. Asta e... Nu știu. Scheme de guleraș. Scheme de guleraș, da, eu am lucrat un guleraș croșetat, am luat schema de pe Pinterest. Nu știu, fetelor, dacă mai am schema aia, dar pe Pinterest căutați scheme croșetate pentru gulere și le găsiți. Și lucrați normal după schemă. Da. Dar important e, cum zice Claudia, să le lucrați într-un bumbac bun și să le apretați, că asta e tot secretul. Da, Mihaela zice, îmi pare rău că nu am putut urmări mai devreme. Înregistrarea aceasta o postați pe YouTube? Da, o postăm și pe YouTube, și la mine, și la Violeta, și pe Facebook, peste tot. Da, da, da. Da, uite și Letiția, ce când tutorial o să fie mai greu să lucreze așa ceva. Da, da. Cristina strângea bani de palton, de telefon, și acum renunț și își cumpără haine tricotate. Cristina, învață și ți le faci singură, nu cumpăra. Normal, nu ai voie. E mal. Cum adică? Hai că lasă că înveți tu și tricotatul. Știu că acum ești cu croșeta, dar înveți și tricotatul și îți faci tu. Nu. Eu nu-ți fac, să știi. Te las să înveți. Te las să înveți. N-am timp eu, dar o să știu că m-ai rugat tu să fac și cu tine lecții de tricotat pe live, cum faci cu Claudia jucăriile. Da, o să vedem, poate mai în primăvară. Tu acum concentrează-te pe croșetat și vedem, învățăm și să... Fii atent, ar fi extraordinar, da? Da. Adică... Păi Mesia, ea m-a rugat să fac și cu ea. Da, pentru că eu nu are rost să încep, eu nu mă pricep, partea de tricotat e la tine. Și da. Mi-au scris două fetițe săptămâna trecută, am uitat să spun, tu erai plecată, și mă întrebau, văzuse live-ul cu Cristina când croșetam jucării, și mă întrebau, dar la Andrele, mamaia m-a învățat să-mi pun firul după gât, și eu la fel tricotez cu firul după gât. Și zic, eu nu știu să lucrez așa. Nu, da? Știu eu cu firul după gât nu pot. Am filmat cu firul după deget, dar zici, uite așa, parcă am două mâini după gât. Așa mă... Da. Nu știu, o să încerc, poate încercam vreodată de test. Nu prea îmi dau seama dacă o să se vadă în cameră, nu știu, sunt un pic... Știi ce ai putea să faci? Deci te provoc și te rog, semne de carte tricotate în direct cu Cristina. Îți alegi un model mai ușor și se face foarte repede. Hai că mă gândesc să văd. Mă gândesc, da. Șaluri tricotate, nu faceți tutorial? Întreabă Mihaela. O să vă zic ceva, eu nu port șaluri. Eu port. Sunt croșetate la mine pe canal. La tine ai multe croșetate, chiar ai. Eu nu prea port șaluri și nu știu, nici nu pot să zic că e o piesă vestimentară care mă atrage în prezent. Poate pe viitor, nu zic nu, s-ar putea. Dar momentan sunt axată pe haine. Mai mult îmi plac hainele decât accesoriile, ca să zic așa. Bună seara din Satul Mare, ne salută Mirela, bună seara Mirela. Bună seara. Și Elena, uite mă Elena, ne-a scris, mulți copii ar fi mândri să vă aibă ca mame. Ești mândră? Vino și pupă-mă dacă ești. Au obosit, de să fie în pat? Ce-o fi, să
ce zici, mami, mai vorbesc mult fetele astea? Păi dacă noi suntem aici cu o zi, cu fire, nu ne mai trebuie absolut nimic. Nimic da. Nu trebuie. Este somn, e foame, e somn. Uite, Getuța Severin zice că vestea cu decolteu dreptunghiular să se poarte peste cămașă. Da. Mm-hmm. Bună idee, o să-mi notez pe asta. Am mai multe veste tricotate, dar sunt în V sau pe rotund. Da. Facem și pe pătrat. Vă promit că facem, să văd cum. Problema este că eu am nevoie de o vestă neagră, aia e, și ca să filmez pe negru. Nu poți pe negru, nu, nu. Este un singur tutorial am filmat pe negru. Și eu la fel, cred că am. Când am început să le editez, toate dislike-urile de pe canal le-am pe tutorialul ăla. Eu nu am publicat. Eu l-am publicat, am avut tehnica buzunarului și da, așa s-a nimerit că am lucrat un cardigan negru și am arătat pe cardiganul ăla. Acum asta e viața, ce să faci. Mulțumesc frumos, doamna Veronica. Mi-a scris să vă trăiască, ce fată frumoasă aveți. Mulțumesc toți copilașii să trăiască, să fie fericiți. Și... să fie, da, și sănătoși și iubiți și de toate. Am lucrat și eu ani de zile cu firul după gât și cu ajutorul Violetei acum lucrez pe deget. Da? Eu nu cred că. Eu cred că și lucratul după gât nu are nicio. Adică e ok, mă gândesc eu, doar că eu nu știu să lucrez cu firul după gât. Dar am o viteză fantastică când pun firul după gât. Când l-am pus pe deget, la revedere. Da, eu nu știu să. Așa am învățat de mică cu firul pe deget și așa am rămas. Nu. Da, bineînțeles. Da. Mai stăm? Mai stăm când... Deci noi avem mesaj și în privat. Nu cred că vezi chat. Da, le văd. Am văzut că avem niște mesaje. Adică am și eu un mesaj în privat, da. Da, de la doamna Doina. Bună seara, da. Eu am devenit dependentă de canalul de YouTube al Violetei. Am lucrat raglanuri după tutorialele ei. Mulțumesc. În plus este foarte drăguță și implicată și la comenzile de fire pe care le-am făcut la dânsa. Da. Da, păi am trimis și astăzi doamnei un colet. Lucrează foarte mult, doamna. Ia așa. Auzi, ai văzut că dacă mai facem live săptămâna viitoare. Păi n-ai zis tu, stai, că ai zis tu ceva, să facem live cu cum se comportă firele, nu? Da. Și astfel ne arătăm și produsele, adică produsele, îmbrăcămintea noastră, ce am făcut noi. O să fac o dată, o să filmez videoclip separat pentru YouTube cu ele mai detaliate, dar putem să arătăm. Ar fi bine, știi, să facem o comparație, că tu ai mai multe croșetate. Da. Și să vedem ca să facem o combinație și arăt eu pe alea tricotate, cam din aceleași combinații de fire. Da, să vedem. Eu o să le arăt pe cele croșetate. Da. Ali zice că lucrează o rochiță după tutorialul tău acum. Bucur, mă bucur foarte mult. Foarte bine, bravo. Păi am văzut că se lucrează la greu acum semne de carte. Toată lumea e cu semnele de carte. Da. Măi, crede-mă, când am făcut primul semn de carte la levănțică, și mă gândeam seara, doamne, ce mai, care este floarea mea preferată? Și Sofi venea, asta, ne-am și certat într-o seară. Nu o fac pe asta, că nu-mi place, bă, fă-o pe asta. Da, păi îmi imaginez că aveți. Sunt super. Și o idee nemaipomenită de cadou, mai ales acum, luna mărțișorului, martie, imediat vine. Eu am zis, după acum încep să lucrez pentru că nu am timp. Lasă seama că nu știu de ce noi ne legăm întotdeauna și de anumite sărbători, dar chestiile astea sunt cadouri pe care poți să le faci și de ziua cumva, și de 1 martie, de 8 martie și de 14 februarie sau 24 de Dragobete, adică poți să faci chestiile astea și fără, în afara sărbătorilor. Da, nu trebuie neapărat să fie cu... sau poți să oferi cadouri și fără motiv, sunt cele mai bune alea. Apropo că m-ai întrebat ce carte citesc, da. Primele semne de carte croșetate, deci am luat câte unul din fiecare și am coborât, am o librărie la parterul blocului. Și așa. Îmi place foarte mult de doamna aceea. Și m-am dus și zic, Sofi, spune-i la mulți ani, zic, și pune-i pe măsuță semnele astea. Le-am prins frumos, așa, cu o panglică dintre aceea care mi-ai dat-o cu handmade. Da. Măi, era șocată vânzătoarea de la librărie. Ce e? Ce-s astea? Zic, pentru dumneavoastră, la mulți ani, să fii sănătoasă. Deci, expresia lui m-a lăsat
Exact. De ce poți să faci o bucurie unui om și fără ca să fii, să ai un motiv, să te legi de o zi, să te legi pur și simplu. Vă rog frumos, zic, recomandați-mi o carte și mi-a recomandat acea carte. Da. Bine, bună seara, și pe vremea tinereții mele se purtau vestele decoltate peste cămașă și acum se adică da, și acum. Am chiar un videoclip recent tutorial cu o veste albastră. Viorica mă numesc din Lugoș, fiți binecuvântate și dumneavoastră la fel. Da, da, da. Da, deci fetele zic că vor videoclip cu lucrurile tricotate și croșetate. O să facem. Eu o să fac separat, vreau să fac o serie, urmează, e pe listă, cu hainele pe care le am și o să le împart așa, fuste, bluze, deci o să fie o serie din mai multe videoclipuri pe tipul de îmbrăcăminte, ca să le vedeți ce am eu în garderobă. Și o să vă explic la fiecare câte puțin așa din ce fire sunt făcute, cum. Asta e mai detaliat. Iar cu Claudia împreună vedem, facem un live. Facem de bluzițe. Da, da. Că luam la București, am foarte multe bluzițe și luăm bluzițele crocetate, iei și tu bluzițele tricotate. Bineînțeles, da, bineînțeles. Și facem un live așa și vă mai arăt viitoare tot la ora asta, cred că este cel mai indicat, pentru că în cursul săptămânii fiecare are și altceva de făcut. Bine, că nici noi nu avem timp să stăm chiar așa. Că este weekend și ne-a făcut deosebită plăcere. Deci eu mă simt extraordinar, mai ales acum cu restricțiile astea. Nu mai poți să te întâlnești, știi, să stai în casă singur, așa. Da, așa e. Și uite, multe fete ne scriu că lucrează în timpul ăsta și eu aș fi lucrat. Eu acum abia aștept să închid. Să închid live-ul, da, chiar să mai tricotez și eu, că n-am mai pus mâna pe Andreele din decembrie. Și au trecut două săptămâni și deja am așa o mâncărici în palme, că nu știu. Ai de cum să te abții atâta timp? Eu nu pot. N-am avut timp, nu e vorba că n-am, dar am avut foarte multe pe cap acum cu toată nebunia asta, că m-am întors și m-am apucat de mesaje, de comenzi, de marfă, de magazin, de inventar. Multe, multe chestii. Și efectiv seara eram așa, cât am mai lucrat eu un pic, nu chiar așa, câteva rânduri pe acolo. De fapt atâta cât v-am arătat. Deci anul ăsta doar am început raglanul anatomic. Super, super. Da, deci doar ăsta am lucrat și lucrez pentru că cu plăcere deosebită, că știu că nu trebuie să filmez tutorial. Și chiar savurez proiectele astea și am zis că o să-mi țin. Anul trecut tot așa am zis că o să-mi fac proiecte pe care o să le fac doar pentru mine, fără ca să le filmez, ca să nu am stresul ăsta cu filmatul. Și n-am reușit, pentru că în momentul în care le arăți, toată lumea vrea să știe ce faci, cum faci. Și când urmează tutorialul? Când urmează? Da, când urmează. Și am zis că ar fi o soluție să nu mai arăt la ce lucrez. După aia nu e bine nici așa, că o să zic lumea că nu. Eu nu pot să mă. Când ți-am făcut acea veioză, vai de capul meu, eram ca un leu în cușcă, vreau să postez pozele, dar abia aștept că am ajuns la tine ca să le postez. Da, păi asta zic, că nu pot să nu postez. Și da, ăsta e pur și simplu raglan anatomic, îl găsiți deja, nu am ce să postez la el. Și doar că îmi consum, că mai aveam niște cotton gold rămas de la diferite proiecte și îmi fac o roche pentru casă. Asta fac. Super. Da, deci cealaltă e adjudecată deja. O să mă uit pe Facebook să văd cui o trimit săptămâna viitoare. O trimit cu mare drag și o să mai fac asta, că uite, ideea mi-a venit acum pe loc și mai am niște haine care mi-au rămas mici și mă gândesc eu că poate pe cuiva să-i folosească, de ce nu? Că am văzut că se practică foarte multe fete, într-adevăr, fac shop my closet sau... Da. Și astea sunt lucrate de mână, adică sunt... Pe românește ce înseamnă? Eu nu știu, scuză-mă. Îmi vând garderoba. Păi sunt multe fete din astea de pe Instagram, de pe tot felul de vlogăriță sau persoane publice care își vând la un moment dat garderoba cu anumite sume modice, că nu te apuci să-ți ceri nu știu cât. Normal. Dar poți să folosești banii ăia fie într-un scop caritabil, fie, uite, cum eu am nevoie acum urgent să cumpăr lumini și... Da. Eu uite și... ce ne scrie domnița. Eu, fără să știu că sunteți prietene, vă urmăresc de vreo jumătate de an pe amândouă. Ne sunteți de mare folos. Eu lucrez și pe gât și pe deget, la rotund,
pe gât că este mai ușor, să aveți sănătate, inspirație și spor la lucru. Și Mirela, sunteți tratament antidepresiv, mulțumim din suflet. Chiar mă bucur, mă bucur că fetele petrec timpul alături de noi și sunt așa de multe prezente. Da? Genuța, uite pe tine te întreabă. Vio, dar tu tricotezi și uitându-te la TV, deci poți să o faci în timpul live-ului. Poți să o faci în timpul live-ului, dar acum sunt și vreau să mă concentrez și pe comentariile voastre și dacă aș sta să tricotez, n-aș mai putea. Asta e, n-am putea să mai citim. Că așa la televizor, știți ce fac fetelor? Eu de obicei urmăresc cam aceleași seriale, pot să le văd de 2-3 ori și deja știu ce se întâmplă acolo. Și la mine e de fundal de multe ori, nu e ca să fac eu ceva. Sau mai nou ascult muzică, deci ascult foarte multă muzică. Vio ne mai scrie, mă bucur ce aud și văd la dumneavoastră. Pentru prima dată vă aud și am să vă urmăresc mereu și eu croșetez, tricotez foarte mult pentru familie. Bravo, mulțumim! Eu, da, avem un abonat nou, bine ai venit, Vio! Da, te rugăm să te abonezi, avem canale pe YouTube, deci este Violete Happy Needles și Claudia Poplicianu. Claudia Poplicianu, da. Uite, am descoperit raglanele datorită Violetei și vreau să spun că le ador. Vreau să-mi fac din fiecare model, măcar câte un plover. Sunt la al doilea raglan acum. Foarte bine și încă o să mai urmez cu niște raglane, vă promit eu, nici nu vă imaginați ce vă pregătesc, nici nu vă imaginați. Ia uite mai Violeta, la cum vorbești tu, Elena ar sta trează toată noaptea. Iubire, adun și mie apă, că da. Te sete. Sofie, adun și mie niște apă. Mai este foame? Tu deși pregătești ceva, cred că e foame, mă. Ai săracul copil, pe ține mâncată. Da. Da. Cum ar fi second hand? Nu e chiar second hand, doamna Mirela, pentru că eu v-am zis, eu le-am îmbrăcat cred că o singură dată și dacă vă duceți și vă cumpărați o haină din magazin și oricum e probată de 2-3 ori de persoane înaintea voastră, credeți-mă că e același lucru. Violeta, mi-a venit o idee. Deci tu ai făcut cadou acum rochița tricotată de tine, da? Da. Și un cadou. Așteptați aici. Aoleu, ia uitați, fetelor, fiți acum pe fază. Fiți pe fază. Așa. Uite că zice Gina că la mine fundalul ești tu. Da, și eu, știți că n-am apucat să-mi urmăresc și eu vlogurile de Crăciun pe care le-am filmat. Eu le-am filmat și le-am postat și vreau neapărat să-mi fac timp și să mi le urmăresc și eu și să mă ascult. Pentru că și mie câteodată îmi place să ascult ce filmez, pentru că de multe ori nu prea îmi dau seama dacă am spus anumite chestii corect și mă verific așa. Am revenit! Ia să te vedem, Claudia. Fetelor, fiți acum. Violeta, fii atentă. Ia un pix și o hârtie ai la îndemână. Am aici. Prima persoană, pune aici apa, mami. Prima persoană care scrie o vreau, da? Primește această jucărie. Renu? Cine vrea Renu? Este fetiță? Hai să vedem cine. Eu urmăresc comentariile. Nela Dimache, gata, doamna Nela, judecată, îmi trimiteți în privat adresa dumneavoastră și... Da, Nela Dimache și... așa. Da. Vreau, facem fetelor, ia fiți atente, că acum mi-a venit altă idee. O să pregătim în fiecare live câte o surpriză. Și dacă o să fiți pe fază... Făcut de noi, Violeta. Eu vreau să dau ceva făcut de noi. Da, sigur. Okay. Sigur. Okay. Ceva făcut de noi. Și da, așa facem. Ce ziceți, fetelor? E ok, nu? Cred că o să vă placă ideea. Este de la Renul Rudolf, da? Kitul nostru. Da, numai că nu i-am făcut salopetă, i-am făcut rochiță. Da, super. Am vrut să fac și o fetiță. Vai de mine, ce haios! Asta este, cum era, Rena sau Rina, cum îi zicea? Nu știu, pune-i tu un nume. Păi Rina. Uitați-vă măi la ochii, ia uitați-vă. Doamna Nela, abia aștept să ajung la dumneavoastră. Da. Rudolfița, zice. Da, fetele, da, așa facem, fetor. Lăsăm la o parte shop mai close și alte chestii. O să pregătim cu Claudia, o să încercăm măcar nu în fiecare live, dar cât o să se poată. O să scotocesc eu prin cămară, că eu am multe chestii lucrate pe care... Na. Și o să le dăm... Că pentru nepoțică, chiar,
chiar doamna Nela, care a croșetat în direct cu mine și cu Cristina Unicorn, nu are o nepoțică. Acum mi-am dat seama de ce ajunge la o fetiță. O să fie super, super, da. Super, da. Super. Da, așa facem. O să eu am, da, am lucruri tricotate așa și care nu sunt făcute pentru cineva și o să le dăm cadou. Și eu am foarte multe bluzițe, deci nepurtate, sunt făcute. Înainte să vină pandemia, vreau să fac o serie de topuri pentru Antold. Vreau să-mi iau acolo un spațiu, da? Și am început deja să lucrez, am cred că 10-15 produse lucrate, dar poate că vor veni și vremuri mai bune și o să pot să... Auzi, Cristina deja întreabă când mai facem concurs, când o să mai fie, când... Știți când o să fac eu concurs? Dacă vă abonați la canal, eu mai am puțin și fac 30.000 de abonați. Sunt la 27.000. Oamenii mei dragi și prietenii mei dragi, dacă ajung la 30.000, vă promit că fac un pachet foarte mișto. Vă fac un pachet foarte, foarte mișto și o să-l dau cadou când fac 30.000 de abonați pe YouTube. Da? Așa că abonați-vă. Și Claudia, tu ai depășit sau ești? Nu am depășit, am exact. Uite, ia stai să mă uit acum. Că asta vreau și eu să văd, da? La tine. Cât ai? Imediat. Ești tot aproape. Ai 28 tu de mii, eu am 27.000. Aproape 29.000. 28.600 de abonați reali. Pentru care nu am plătit absolut niciun leu. Știți că se și plătește să se obțină abonaza. La noi totul este, cum să zicem, creștere organică. Da, e creștere organică, da. Nu, dar nu-mi trebuie mie din aia real, că nu mă interesează oameni fără suflete. Auzi ce spune Cristina, o să pun pe toată lumea să aboneze la tine la canal. Păi da, abonați-vă și la 30.000 de abonați o să fac, poate fac și mai multe cadouri, mă gândesc. Dar o să pregătesc ceva super, super, super. Eu de mult am chestia asta în cap și eu deja am pregătit niște chestii, niște lucruri. O să fie și fire mai deosebite, care nu se găsesc la noi în România. O să fie foarte multe, un coș foarte, foarte generos, dar abonați-vă la canal. Și eu cred că dacă o faceți și pe canalul Claudiei, o să vină și ea cu o surpriză pentru voi. Eu garantez că... Nu te promit că tot la 30.000 de abonați fac și eu. Fac un concurs. Facem un vreau să dau și fire, dar vreau să dau și ceva croșetat de mine. Vreau să aibă persoana. Da, și eu mă gândesc, eu de mult mă gândesc la chestia asta și am vrut o să fac la 20.000, dar la mine a sărit foarte brusc cifra și n-am prins-o. Că a venit am sărit foarte brusc de la 19.000 la 25 sau ceva de genul ăsta, destul de rapid în 2 luni. Și n-am prins momentul, dar acum eu zic că la 30.000 să-l prind, așa că abonați-vă, distribuiți videoclipurile noastre și noi promitem că o să o ținem tot așa în concursuri, cadouri, tot ce... și multe surprize, bineînțeles. Și până la urmă nu aveți ce să pierdeți pentru că găsiți pe canalele noastre niște tutoriale interesante, nu vă costă absolut nimic. O abonare, absolut. Nu uitați, vă uitați, lăsați reclamele să meargă. Da, și puteți să dați și click pe ele ca să fiți siguri că... Exact. Că da. Ia uite, Cristina deja sună pe toată lumea să se aboneze la mine la canal. Ai, mulțumesc, Cristina. Vai, ce comentariu frumos de la Lenuța. Bună, fetelor, sunteți dicționarul meu handmade, vă iubesc. Vai, ce frumos, mulțumim și mie. Uite ce exprimare, ce exprimare interesantă. Dicționarul meu handmade. Deci chiar nu am auzit expresia asta până acum. Este super. Doamna Lenuța, urmărim, sunteți niște de plăcute. Doamna Lenuța, nu cumva sunteți profesoară de limba română? Că eu știu că pe mine mă urmăresc foarte multe profesoare de limba română, am observat asta. Și ceea ce pe mine mă bucură. Mă bucură că am mai avut la început mici scăpări pe care am fost corectată într-un mod civilizat și într-un mod foarte frumos. Ceea ce apreciez. Da, știi ce mi se întâmplă mie de obicei? Deci ți se întâmplă să greșești și pentru că vrei, știi, este foarte greu să filmezi, să gândești în același timp, cum să spun, să vorbești cu voce tare, știi? Și calculi numere în același timp. Mie mi se întâmplă după ce filmez și editez
să-mi dau seama că, băi, am greșit aici, știi? Și ce fac? Șterg. Șterg. Da. 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 Filmez. Și asta e. Uită-mă pe Renița, Renița, Renița. Da, zice că, a, deci asta e ideea cu reclamele, le urăm, le voi lăsa să meargă de acum înainte. Da, vă mulțumim din suflet pentru că noi filmăm gratuit pe YouTube, pe noi nu ne adică noi facem asta din spirit civic. Doar că YouTube-ul, da, te remunerează dacă urmăritorii tăi mai privesc reclamele. E o remunerație foarte mică, fetelor. E vorba de un cent sau 0,0 nu știu cât. Ideea că e un cent cu un cent și cu alt cent, poți să, da, să ții niște fire. De ce să nu ții niște fire pe care le plătești oricum în tutoriale? Deci da, câți plătăm noi pe fire? Păi la cât se câștigă din YouTube, eu am cumpărat fire de enorm. Exact. Peste cât, adică cheltui mult mai mult pentru canal decât sunt răsplătită. Uite, acum ți-am zis, am nevoie de luminile astea neapărat și mi se termină și, adică e pe final și bateria de la camera video cu care filmez și trebuie să cumpăr o altă baterie. Știți cât costă o baterie la cameră? 300 de lei, 300 de ron. Ai găsit-o bine, ai găsit-o foarte bine. Eu am dat și 450 la Canon-ul meu. Nu mi-a venit să cred. Păi vă dați seama câte șosete trebuie să tricotez eu și să vând ca să îmi iau o baterie pentru cameră. Nu. Uite, scrie Ana Maria că eu am primit un premiu de la tine, Violet, de mult. Așa am descoperit accesoriile de calitate. Am văzut diferența. Săculețul pentru haine super, îl folosești și în prezent. Deci da, tu ai săculețul acela. Eu nu știu să... Adică nu l-am văzut la tine în magazin. Nu ți-am zis, eu le vând așa, nici n-am putut să le postez că... Da, zice că este normal să mai greșești când ești concentrat la ceea ce faci. Da, și plus că ai și camera în față. Trebuie să și explici, trebuie să și lucrezi în același timp și trebuie să și gândești și să-ți faci calculele în minte. Și e normal că mai greșești, mai arunci o expresie care poate nu este corectă gramaticală. Dar eu cred că nu e asta cel mai important aspect al canalului. Până la urmă, important e că învățați ceva și lucrați după videoclipurile noastre și uite, faceți jucării superbe, faceți bluze, raglane. Asta cu raglanele, într-adevăr, eu n-am mai găsit-o pe nicăieri și eram așa de ofticată că vedeam la rusoace cum fac niște bluze cu raglane și la noi în România nu făcea nimeni, nimeni nu povestea. Tu ai, Violeta, ai playlist cu raglanul să-l distribui? Da. Am playlist separat cu toate raglanele, da. Ia să intru la tot am vorbit și să și distribuim. Da. Zice să facem un video cu chestia asta cu YouTube-ul. Da. Eu o mai zic așa în mai multe videoclipuri, că m-am tot gândit să filmez ceva separat, dar sincer nu știu cât o să se uite. Și gata, am găsit totul despre raglan, tipuri și tehnici de lucru, da? Acesta. Da, acesta, da. Uite, deschide Lace, da? Și eu îi dau acum sonorul, adică i-am luat, e pe mut și lasă meargă, da? Da, mersi. Lasă meargă canalul tău, Violet. Da, și că toată lumea crede că se câștigă mulți bani din YouTube, da? Știi cum? Nu ți ajunge niște bolți la magazin. Așa. A, auzi, ia uite, Doina Iojibanci că s-a abonat la tine la canal. Ai un abonat în plus acum. Mulțumesc. Ai un abonat în plus. Am trebuit acum și link-ul către canalul tău, da? Mulțumesc, da. Ai, Claudia, eu zic să închidem seara. 2 ore și 20 de minute. Vă mulțumim din suflet pentru că ați fost alături de noi și promitem că vom repeta această experiență pentru că eu cel puțin mă simt extraordinar în compania voastră. Deci mă simt în locul lateral, vorbim non-stop despre fire și ce vreți voi. Da, și eu mă încarc foarte mult energetic după aceste live-uri, da. Și mă inspiră că îmi place foarte mult că avem o discuție live aici cu persoanele și avem în timp real întrebări, răspunsuri, ceea ce, da. Uite, dar putem să facem săptămânal la ce proiecte lucrăm, da? Să le arătăm fetelor la ce proiecte lucrăm și cred că ar fi super ok. Da. Da, vă pupăm. Vă mulțumim o dată foarte, foarte mult și o să urmăriți și vă dați și follow pe paginile noastre de Facebook.
ca să puteți să vedeți că noi acolo anunțăm. La revedere! La revedere, da? Deci urmăriți paginile de Facebook, urmăriți paginile de YouTube, postăm acolo, da? Și anunțuri, și tutoriale, și abonați-vă pe toate sursele, pe toate canalele. Claudia are și ea Instagram, am și eu Instagram, puteți să veniți, doar că eu nu postez așa des ca și Claudia pe Instagram, dar încerc să recuperez, da. V-am pupat! Pa! Seară bună! Pa, pa!